Acest program vă este oferit de Superbet. Doamnelor, domnilor, fanaticilor, bine ați revenit la Fanatic Superliga, live de la ora 10:30 în fiecare dimineață, luni, marți, miercuri, joi și vineri, pe canalul de YouTube Fanatic.ro, pe pagina mea de Facebook, Horia Ivanovici Oficial, dar și pe site-ul exclusivităților din sport, Fanatic.ro. V-am mai spus, de acum este foarte simplu, intrați pe Fanatic.ro, pe site, și cum ați intrat, se deschide mare, uriaș, se deschide o fereastră, unde puteți viziona emisiunea live fără să faceți nimica, sau, mă rog, depinde de la device la device, în cel mai, știu eu, complicat caz pentru dumneavoastră, să apăsați un buton acolo ca să vedeți live-ul. Deci totul este foarte simplu, iar transmisia live a emisiunii pe site-ul fanatic.ro este de o calitate ireproșabilă, atât din punct de vedere a imaginii, dar și a sunetului. De aceea, probabil, și emisiunea crește, cifre bune de audiență, oameni tot mai mulți care se uită la emisiune, sute de mii de fanatici care încetul cu încetul migrează și caută aici răspunsurile la întrebări, analizele cele mai pertinente și, bineînțeles, exclusivitățile cu care v-am obișnuit. S-a dus și etapa patra din play-off. Aseară FCSB a întors practic lupta la titlu, a învins cu 2-1 pe farul Constanța, pe farul lui Gică Hagi. Vom face analiza acestei partide și nu numai, împreună cu un careu de aș, și avem așa pe Bănel Nicoliță. Salut, Bănel, bine ai venit! Bine m-am găsit! Influencerul Robert Niță, salut, Robert, bine ai venit! Bine te-am găsit! Vivi Răchită, singurul om care are o licență pro adevărată din România și singurul om care nu împrumută, salut, Vivi! Salut și Duminică! Că nu, de luni, vineri, că nu i-am prins și eu duminică. Am prins și eu duminică, da, ce fere, da. După ba, ce fere, da. FCSB... Nu bați unul apropo, nu? Nu știu. nu știu, că m-ai sunat tu, vineri, că sâmbătă se joacă CFR FCSB și ne vedem duminică. Și stai să-ți mai spun ceva, o să mai prindem duminică. A, mai prindem. Da, pentru e bine că lupta... e traficul lejer, exact, duminica, exact. Nu-i problemă. Ce... Vivi, salut, bine ai venit. Salut, bine. Și careul de aș este întregit de Andrei Bochin, nu mai are nevoie de prezentări. Unul dintre cei mai mari jurnaliști sportivi ai momentului și consilierul președintelui FRF, domnul Răzvan Burleanu. Salut, Andrei, și la fel bine ai venit. Bună dimineața. Bine. Bun, haideți să vedem clasamentul, oameni buni. Ia să vedem ce ne arată aici clasamentul. Ah, ce frumos e clasamentul când vezi lupta asta la titlu. Așa, Doamne, mă unge pe inimă. FC Faru 39 de puncte, CFR 38 de puncte. FCSB-ul câștigă seară cu 37 de puncte, vine la un punct de CFR Cluj și la 2 puncte de farul Constanța. Universitatea Craiova tot cu victorie în fața Rapidului, 32 de puncte. Rapidul rămâne cu 28 și Șepși rămâne cu 24 de puncte. Și ce meciuri urmează? Doar atâta, gândiți-vă, dacă Universitatea Craiova, da, hai să facem un calcul așa de imaginație, dacă Universitatea Craiova, da, lăsați aici clasamentul, ar fi câștigat, a condus de două ori cu 1-0 și 2-1 la Faru, dacă ar fi câștigat partida de la Faru. Deci Faru ar fi avut, Farul, da, ca să ne înțelegem, ar fi avut 36 de puncte, da? Deci 36 de puncte, iar Craiova ar fi avut 35 de puncte. Ar fi fost practic 4 echipe. Bine, mi-e greu să cred sincer că Universitatea va intra în lupta la titlu, pentru că sunt totuși 7 puncte de FC Faru și mai e o problemă. Sunt niște calcule matematice, iar matematica spune că e aproape imposibil să ajungi pe primul loc când tu te bați cu alte 3 echipe. Dacă te băteai cu una singură, atunci șansele erau. Da, bineînțeles, știi cum e, atâta timp cât există o șansă, nu putem să scoatem nici echipa lui Neagoie din calcule. Da. Dar ce e la primele 3, 39, 38, 37, în 2 puncte, 3 echipe, wow, o să fie următoarele 6 etape o nebunie, sincer, de-abia l-aștept. E și e greu, fiind puține echipe, practic sunt doar 4 echipe, e greu nu, când joacă alea două din față între ele, e greu să se termine egal. Și atunci oricare câștigă păstrează sau mărește diferența față de Universitatea Craiova. Și atunci e foarte, foarte greu. Dar e frumos că este disputat. Eu aș fi vrut și Rapidul cu mai multe puncte. Craiova. Ce Craiova, frumos ar fi fost.
da. Oricum. Bun, bun, haideți să începem emisiunea cu ultima știre. Un mesaj postat acum câteva minute de managerul FCSB-ului, de Meme Stoica, pe care vreau să vi-l citesc. Un mesaj postat pe pagina lui de Facebook, un mesaj foarte interesant, care spune așa: echipa legendelor Hagi și Popescu este din ce în ce mai bună, mult peste cum s-a prezentat în ianuarie pe arena când a câștigat. Dar, 3 puncte, spune meme-ul, când noi avem toți fotbaliștii importanți apți și jucăm cu atitudinea asta, nimănui nu-i se va șterge din memorie capodopera lui Florinel Coman, dar eu rămân și cu sprinturile din prelungire ale inepuizabilului capitan Darius Solaru. Când armonia prezentă în biroul antrenorilor se reflectă în exprimarea echipei pe tot parcursul lui meci pregătit excelent, când arbitrajul video intervine prompt și se dictează penalti, nu ca în 3 situații similare la primul meci din play-off, unde era moare cu punctele acelea, când orice intemperii s-ar abate asupra arenei naționale, suprafața de joc arată ca pe Wembley, oamenii de la Sport Fields efectiv trăind pe terenurile de la Arena Arc Craiova, în curând și Cluj Arena, când ai alături, continuă enumerarea Meme Stoica, când ai alături aproape 30.000 de selești care uită de sfântele sărbători, ignoră ploaia asta enervantă și urmează exemplu celor din peluza Nord Steaua oficial și vine concluzia cu majuscule, spune Meme Stoica, atunci nimeni și nimic nu ne poate sta în față. FCSB a câștigat meritat partida de aseară cu Farul Constanța. Este pentru prima oară în acest campionat și vă spun fără exagerare, subliniez pentru prima oară, când văd o echipă puternică a FCSB-ului și până la urmă pragmatică, chiar dacă a doua repriză n-a fost grozavă, au știut însă să apere rezultatul. Sunt 3 puncte foarte importante și subliniez încă o dată absolut meritate ale formației lui Gigi Becali. Andrei, o să rog pe tine să încep o scurtă analiză. Este o victorie indiscutabilă a celor de la FCSB. Este o victorie care vine în urma unui joc consistent, un joc care a demonstrat că cei de la FCSB au învățat din pățania ultimului meci cu Farul, acela în care au condus cu 2-1 și în final s-au trezit învinși. Este o victorie a dăruirii pentru echipă și a echilibrului celor care iau decizii acolo, pentru că de această dată la pauză n-a intervenit nicio modificare. De această dată prima echipă a fost făcută de așa natură încât să-i se facă loc lui Octavian Popescu, dar să nu se strice 2 compartimente, și linia de mijloc și linia de atac, și au asumat riscul de a nu merge, să spunem, Octavian Popescu în partea dreaptă și până la urmă, riscând așa, au și câștigat, pentru că Octavian Popescu a fost aseară unul dintre cei mai buni jucători ai celor de la FCSB, da, pe fază ofensivă. Chiar dacă, prin greșeala pe care a făcut-o la scorul de 2-0, putea periplita, da, rezultatul să zicem final. Să zicem că a reintrodus în cărți Farul prin acea greșeală, dar și eu sunt de acord total, unul dintre cele mai bune meciuri ale lui Tavi Popescu și bineînțeles eu cred că aici se face aici cred că până la urmă s-ar putea să se facă diferența. Bine, tu știi că tu ești un autodidact, ca să zic așa, tu puteai să fii și un antrenor foarte bun. Într-adevăr, se spune că câștigi campionatele cu apărările, așa spun toți marii antrenori. Însă, eu cred că dacă FCSB va câștiga acest campionat, va câștiga campionatul grație unui jucător care pur și simplu arată că este puțin atins, și vorbesc strict acum de fotbalul românesc, nu vreau acum să umflu lucrurile, este atins de un talent aproape de geniu, repet, pentru nivelul fotbalului românesc, Florinel Coman. Acolo, eu cred că Florinel Coman poate să facă acea diferență pe care FCSB o caută de atâția ani. De ce spun asta? Pentru că golul lui Florinel Coman este capodoperă. Este golul unui jucător cu har. Este golul unui jucător fabulos, ca să spun așa. Minge lungă, da, de la Radunovici, iarăși unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, așa cum a fost în ultimele partide. Control de mare fotbalist, control de Champions League, practic, al lui Florinel Coman și finalizare de jucător de rasă. Aici văd eu lucrurile, lăsând la o parte toate celelalte, ca să zic așa, aspecte pozitive care le-am avut. Pentru că eu cred că dacă FCSB nu ar fi avut în ultimele etape un Florinel
Coman în zile de grație, un Florinel tot mai în formă, nu cred că ar fi făcut diferența. Cred că nici ieri totuși nu ar fi bătut, deși, per total, cum spui, este indiscutabilă victoria. Am văzut o echipă bună, pragmatică, solidă a FCSB-ului. Dar când îl ai pe unul ca Florinel Coman, care între trei fundași reușește să facă stopul, îi se lipește mingea, repet, în stil Champions League, unde vezi doar la mari jucători, da? Așa ceva. Și nu vreau să dau nume, că comparațiile sunt exagerate și știi cum facem noi, nuntă și așa mai. Dar vine mingea, stop perfect, capul sus, driblezi, după aceea, cum să spun, finalizezi ca un mare campion, gol de mare campion al Florinel Coman, după părerea mea, jucător care nu mai poți să nu începi echipa națională fără el în momentul de față, la forma de astăzi și la mentalitatea care o arată de astăzi. Asta vedem în iunie, ce se va întâmpla Normal. Până în iunie, pentru că e important formatul, dar la FCSB nu talentul era problema. Deci astfel de acțiuni am văzut pe tot parcursul campionatului. Hai să ne amintim de cum au câștigat la CFR Cluj în sezonul regular, ce acțiune de geniu au putut să facă Octavian Popescu și Ejuma. Da? Și așa mai deci departe. Deci la FCSB nu talentul e problema. La FCSB era problema. Parcă e mai antrenat talentul acum. Acolo e că talentați sunt mulți în România și în orice fel de domeniu. Serioși sunt mai puțini. Oameni care să știe exact care le este locul, ce trebuie să facă pentru o echipă, iar cei talentați, cât trebuie să pună umărul la muncă. Pentru că aseară, dincolo de talentul pe care foarte bine l-ai evidențiat, a fost și muncă. Și o muncă grea. Adică i-am văzut în sfârșit pe jucători epuizați. Mie asta îmi place să văd la sfârșitul unui meci, să văd jucătorii ambelor echipe căzuți pe teren, morți de oboseală. Pentru că asta spune publicului, na, până la urmă toți cu toții suntem spectatori, că oamenii au făcut tot ce au depins de ei și au mers până la ultima picătură de energie pentru a obține rezultate. 30.000 de oameni, da? Pe o vreme câinoasă, pe arena națională. Asta, cum să spun, nu mai e o știre de presă la pentru mine e. FCSB. Adică am văzut multe meciuri cu public numeros. Înțeleg că aseară a fost a doua cea mai mare asistență din acest campionat la un meci de fotbal și eu cred că a meritat, pentru că a fost un meci în care, dincolo de talentul despre care vorbeai tu, ai văzut și atitudine. În momentul în care vezi atitudine, acest talent poate să producă efecte pe tabela de marcaj. Per total, meci FCSB cred că a câștigat meciul pentru că a câștigat duelurile peste tot, pe tot terenul. Faru cred că a pierdut meciul pentru că n-a fost în stare să stea în picioare la aceste dueluri. Vorbeam de Octavian Popescu, care l-a luat la mână pe Borza din startul meciului de 2-3 ori, pe care a ajuns și pe mijlocul careului, a obținut... Ați văzut faza cu Borza? Ați văzut faza? La schimbare? Îl scoate Hagi? Ce-ai, bă? Ce-ai, bă, cu tine, bă? Și Borza, care aproape... Practic, îl podidez lacrimile. Da, și că e certat și de frustrare și de tot ce se întâmplă, adică ceva de genul, bă, nu mi-a ieșit nimica. Chiar nu mi-a ieșit nimica. Dar mă uitam la Hagi, nu s-a mai putut abține. Bă, ce bă cu tine? Ce ai avut bă astăzi, bă? Ce ai avut astăzi? Nu l-ai văzut, Vivi? Nu l-a recunoscut. Și îl podidez lacrimile pe Borza. Minutul 25, când o fază de atac a stelei pe partea dreaptă și Borza se întoarce în 2-4. Deci nu putea să mai alerge în sprint spre asta. Asta m-a uimit, că era Borza acela despre care toată lumea spunea că, domnule, va fi jucătorul titular. Acum a prins meciul și meciul, nu poți să joci acum. Știi cum a fost azi? A fost un meci între bărbați și băieți. Bărbații au fost steliștii, care au pus piciorul din prima secundă. Osul, au câștigat, așa cum ziceam, toate duelurile și în careul la ei. Stai, să vă spun pe cea mai tare. Daua a câștigat aproape toate duelurile. Era să dea și gol. Da, deci Daua pe care, mă rog, e clientul nostru, ca să zicem așa. Pentru mine nu mai e, după ce am văzut Upamecano,
City. Nu a zis, domnule, nu-l mai cer pe Daua. Nu dacă poți să Upamecanu, 42, s-a terminat calvarul lui Daua la Fanatic păi Superliga? Păi tu l-ai văzut pe Upamecanu pe Emirates? Asta e. Dar l-ai văzut după aia, l-ai văzut pe Upamecanu iară titular, da, băgat de Tuchel la 1-1 după aia, da, în campionat? Top acolo a jucat. Ai văzut că FCSB are cel mai puține goluri primite? Are 4 goluri primite. Uh-huh. Cel mai puțin, mai, deci o apărare mai bună ca CFR-ul. Uh-huh. Deci este ceva incredibil. Și meciul de aseară. Meciul de aseară a început în viteza a 5-a, ca să spunem, uh-huh, așa. S-a deblocat, nu, s-a deblocat printr-o greșeală de interpretare a fazei lui Kiki. Da, băi, dacă el degaja mingea, totul mergea așa cum își propusese și Hagi. Apoi, spre sfârșit, n-a mai fost Alibec pentru că 15 minute n-a mai jucat. Uh-huh. Are, cred că are leziune fibrilară și s-ar putea să-l piardă. Și la meciul cu CFR, asta e important, pentru că leziune fibrilară, numai dacă strânge la Mariana, prin Serbia, să îl repare, pentru că o leziune fibrilară te ține cel puțin 2 săptămâni în afară. Și greșelile de construcție, de finalizare, are dreptate Hagi cu Luis Munteanu, s-a demarcat de foarte multe ori în offside în prima repriză, pentru că putea să-l prindă pe Daua pe un teren ud, așa cum a fost aseară, Luis Munteanu și cu... Nu, da, Daua și Tam... Și încă o dată s-a văzut ce înseamnă Radunović. Radunović, care este capitanul de fapt al echipei. Deci este bărbatul la care și investea și pe teren, la... FCSB mi s-a părut, FCSB mi s-a părut pentru prima oară seară că, cum ai spus, arată a bărbat, adică arată a Radunović. FCSB a fost după chipul și asemănarea și determinarea lui Radunović, pentru că într-adevăr are mare dreptate Vivi, a arătat ca o echipă de bărbat. Știi cum a arătat? Fix în oglindă, ca în meciurile, dacă țineți minte, faimoasele meciuri din anii trecuți, de la Cluj, mai ales CFR FCSB. Când toți ziceam, hai bă, joacă bărbații, și se termina, da, meciul, da, cu niște băieței au jucat. Da, știi? Când erau dulapurile de la CFR și bietul Tavi se lovea de cât un dulap cădea, Florinen se lovea. Venea Gigi și zicea, ce să facem? Domne, da, mai înțeles ce putem să facem? Că ăștia, ce naiba, noi suntem niște copii, uitați-vă la el. Bănele, da, Florinel? Am fost la meci, sincer. Așa, și ai plâns? Te-am văzut că te pupai cu lumea. Bă. Da, da, de ce te pupai cu Victor Becali? Aștepți un transfer? Da, mai sper puțin, da? Poate plec. Bă, ce zici de golul lui Florinel? No. Știți foarte bine că pe cum tot timpul l-am lăudat, l-am ținut și... tot timpul când se juca și prost. Avea interes, toată lumea... când că l-ai lăudat, no, probabil. Nu, știam de calitatea lui, pentru că... Zim golul, jucat, că ai fost fotbalist. Senzațional. Capodoperă? Senzațional. Ha? Un atacant adevărat. Zi, azi, capodoperă? Adevărat, putem, da, să-i spunem capodoperă? Cu siguranță. Un jucător cu așa calitate, mai greu să-l găsim în campionatul României. Uh-huh. E cel mai în formă jucător momentan din România? Eu cred că da. Și eu sunt de părerea ta. Că e cel mai bun și cea mai bună în forma lui. Uh-huh. Și important e să țină în continuare. Pentru că mai sunt câteva etape și dacă va câștiga campionatul, cu siguranță va pleca pe bani mulți. Știi cum e? Nu vreau să facem nunt acum. A câștigat FCSB-ul, nu, știi cum e? Că îi vezi cu Rapidul și vine Săpunarul și le dă cu Giulești un cap, da? Că Coman ați văzut că nu a jucat doar un meci bine și după aia, nu. Are o continuitate bună și continuă într-un ritm foarte bun. Dacă vă spun una, nebuniți, da? Dacă vă spun una, da? Florinel Coman a marcat în toate meciurile de cât Haralambos a fost numit antrenor principal. Deci în toate partidele. Să vedem un antrenor. Deci în toate meciurile. Golul victoriei la Sepsi, golul de 1-1 CFR, golul victoriei cu Fan. Între antrenor și jucători, sincer. Da. Am fost acolo, am văzut cum vin jucătorii, cum îți strâng în brațe, cum dau palmă. Pe cine? Pe Pintili? Păi pe cine? Că specifică, la câți antrenori? Păi antrenorul principal. Pe Haralambos? Da. Da? Da. Așa. În care eu văd o relație o foarte coeziune. Bună. O coeziune? Da, o relație foarte bună între antrenori și jucători. Și asta, uh-huh, dă și da, e cumva tras puțin Pintili mai în plan secund? Din punctul meu de vedere știți foarte bine că nu are voie. Pentru că nu, dar așa mi s-a părut. E puțin tras în plan secund? Parcă și el s-a tras puțin în plan am secund. Am văzut că nu a ieșit deloc. Da. Nu știu dacă a ieșit odată. Nu și... spre, cred că tu ai 70, fost la meci, jucătorii se duceau, vorbeau mai mult cu Haralambos? Păi nu venea la Pintele, că Pintele stătea pe nu, bancă. Nu, contează. Nu are voie. Eu te întreb ce ai văzut tu. Vine la altul principal, normal, tot, uh-huh, timpul. Și vinea și îi explica. Și Coman, de exemplu, la margine a venit tot timpul și tot vorbeau în engleză. Uh-huh. Știe Coman engleză? Da. Da. Bă, cine a chemat jucătorii de la încălzire să facă schimbările? Haralambos i-a chemat sau a fost pus în fața faptului împlinit?
Cum bași tu bățul prin gard, prietene? Stai, prietene. Mai sunt și oameni, tu crezi că a făcut Haralambos schimbările? Bă, n-ai ce să-i zici, ci nu e mai puțin important ce credem noi. Că așa echipa o dă patronul cu o zi înainte. Spune Tavi Popescu. Hai să vă spun ceva. Echipa are... Vivi, stop, time out. Nu, o să-ți propun o altă abordare, că de abordarea cu Gigi cu schimbările m-am plictisit. Astăzi vom face, va fi altă abordare. Schimbările care le-a făcut Hagi 3 la pauză. Stai. Aici va fi altă abordare. Dar vreau să ne spună, Robert Niță, dacă Rapidul are forță să bată FCSB-ul de seară. Dacă joacă așa FCSB-ul aseară și dacă ne uităm la jocul Rapidului de la Sepsi, că pentru mine ăla e concludent, nu meciul ăsta ultim care joacă din minutul 16 în inferioritate, să nu fii rapidist duminică seară. Dar eu sper că echipa va fi foarte bine motivată. Sper ca stafful medical să recupereze din jucătorii accidentați. Cred în antrenorul Mutu și în capacitatea lui de a pregăti jocurile. Primul meci cel mai important. Eu zic că poate să încurce pe FCSB, măcar un egal. Rapidul, mai ales că se joacă în Giulești, unde Rapidul arată cu totul și cu totul altceva. Zi-mi golul lui Florinel, te rog, povestește. Gol de autor, o pasă foarte bună a lui Radunovici în spatele fundașilor centrale, o preluare foarte bună, nu știu dacă întâmplătoare sau nu, dar chiar dacă e întâmplătoare, rămâne mingea foarte bine pe piciorul lui stâng, să face că trage geniu, la poartă. Gol de geniu. Un gol de autor. De generic. Da. Și mă bucur mult pentru că a avut foarte mult de suferit. Cred că și mental nu e întâmplătoare forma asta lui, pentru că lucrează cu mental coach, merge cu un antrenor personal, lucrează aproape în fiecare zi când nu are în ciclu săptămânal zile cu două antrenamente, lucrează separat. Bravo lui. Aș vrea un pic să vorbesc și despre statistică, pentru că spune Hagi și pe multă lume miră aseară, ce domne, am fost foarte nemulțumit de atacanți. Și el cam are dreptate, pentru că au avut atacuri periculoase 68, iar atacuri în jumătatea FCSB-ului 129 față de 114 ale FCSB-ului, iar periculoase 59. Nu le concretizează. Posesia o are mai bună Hagi, echipa lui Hagi 55-45, dar din păcate acolo ultima, fie că este vorba de ultima pasă, fie că e vorba de Faru finalizare. Nu mi-a dat niciun moment senzația că poate să câștige acest meci. Scorul este mult mai strâns decât realitatea din teren. Nu? 3 zile jucat și nu... Nu-i bătea farul, nu? Bun, Sali, mai vreau să zic Horia despre Sali, pentru că este Ernest Sali, este arma secretă, nu vorbeam așa. La patrulea meci, când intră din postura de rezervă și schimbă fața jocului. Și nu, și o schimbă bine. De ce nu? Eu mi-aș dori să-l văd și pe el titular, pentru că e diferență între a intra când echipa adversă sau adversarul tău direct joacă deja de 45-60 de minute și nu mai este la fel de proaspăt, plus că are avantajul dat de tabela, arătat de tabela de marcaj și poate pe un plus de încredere sau invers, dar Salin nu prea intră când echipa lui conduce, el de regulă intră când este egal sau echipa este condusă. Aș vrea să-l văd și când începe de la 0-0 din primul minut, să vedem cum se comportă. Da. Vedem că este diferență, inclusiv la Borza, care e dominat net și clar. Bun, a avut de o zi mai slabă, Popescu din minutul 1. Mie, știi ce mi s-a părut? Da, ce mi s-a părut așa, glumind puțin, da, mă rog, glumind puțin, da, cum să spun, păstând și o tușă serioasă pentru cunosor, ca să zic așa. Mie mi s-a părut că aseară situația a fost ceva de genul următor. Haralambu s-a făcut schimbări la FCSB și Gigi Becali a făcut schimbări la Faru. Cam așa mi s-a părut, da? Că a fost situația ieri. Adică, totuși, Hagi și-asumă un risc enorm. O să vedem acum declarațiile lui Hagi de aseară, pentru că sunt foarte importante, sunt luate de la Farul TV și le mulțumim celor de acolo că putem să le folosim. Haideți să vedem ce spune Hagi și după aceea vreau să facem o discuție, pentru că asta este o discuție, asta chiar este cu adevărat o discuție. Ce s-a întâmplat ieri când, la un moment dat, în minutul 58, când Borza a fost ultimul scos, Gica făcuse toate cele 5
schimbările și să vedem cât de multă logică a avut, pentru că pe final a riscat să joace în 10 oameni. Da, pe final. Și de-aia v-am spus, glumim puțin, că Haralambus a făcut schimbări la FCSB și Gigi la Faro. Asta s-a întâmplat, sau mă rog, asta a părut să se întâmple ieri. Hai să vedem ce spune Gică Hagi, care pierde meciul de ieri, dar pierde cu un Faro care totuși una peste alta n-a jucat rău. Mie nu mi s-a părut că a jucat așa de rău Faro ieri. Mi s-a părut că a fost o echipă care n-a avut inspirație, cu niște jucători în atac care într-adevăr au fost neinspirați. Dar una peste alta mi s-a părut totuși o echipă foarte solidă care rămâne mare favorită la titlu. În primul rând, cum am spus și la înainte de meci, un meci frumos. Ambele echipe care au încercat să joace, au încercat să facă atât ofensiv cât și defensiv. Cred că noi n-am câștigat în seara asta pentru că nu cred că ofensiv am făcut, n-am fost noi. Asta ne-a și la jucătorii în vestiar. Din păcate, n-am fost noi pe fază ofensivă, în special pe circulația mingii și pe combinații. Chiar și construcția a fost destul de lentă, previzibilă. Și când nu ești tu, e greu să speri la mai mult. Am avut acea reacție din imediat după golul primit la repriza a doua, care a fost o greșeală mare. O reacție, dar după aceea am încercat, dar fără să putem să revenim. Pentru că în atac, cred eu că, în afară de Sali, ceilalți au făcut și Denis a încercat, a avut un șut foarte bun, dar combinații s-au pierdut foarte multe mingi, atacanții. Mijlocașii n-am văzut absolut nimic deosebit care putea să ne aducă să sperăm la mai mult, pentru că venisem încrezători, eram într-un moment foarte bun, veneam după prestații foarte bune și, sincer, mă așteptam la mai multe. Dar asta e, mergem înainte, vedem, tot un fotbal durează o zi, o luăm de la capăt, ne așteaptă iar meciuri tari, meciuri grele și vedem ce va fi. Atât noi cât și ei și noi nu. Nu puteam, nu avem cum. Suntem din campionat, ne cunoaștem bine. Totul s-a rezumat la mici detalii, cum e la meciurile care sunt meciuri grele, sunt micile detalii care fac diferența și eu cred că ei mai inspirați, poate mai buni în ultimii 30 de metri, noi fără a fi concreți în ultimii 30 de metri. Cred că și noi am avut situațiile noastre unde puteam să marcăm. Dar ultima pasă sau combinația în ultimii 30 de metri, fără calitate. Și când nu ai calitate, e greu să câștigi meciul. Când lucrurile nu merg, am încercat să fac ce pot. Da, poate și eu câteodată sunt inspirat, câteodată nu sunt, dar am simțit nevoia că aveam nevoie de jucători, pentru că Luis Munteanu a pierdut toate mingile le-a pierdut. Și nu mai călcâie pe la spate. Și nu poți. Una e să pierzi, să ai o minge, două, să vină, să o redublezi, dar nu mai călcâie, să joci numai prin devieri și călcâie. Și atunci am trebuit să schimb, am trebuit să fac acea, am făcut mutare ca de Sali, a marcat gol, mă bucur că cât de cât măcar el a încercat, a făcut, dar la un moment dat putea să joace și el mai combinativ, sau ultima pasă. N-am avut atacant în careu. La câte acțiuni am produs pe acolo, noi nu avem atacant, toți se duc la cornere, pur să combine la cornere, în loc să se ducă în careu, să atace careu. Dar asta e, cred că și ei sunt conștienți că am făcut un meci normal, n-am fost noi. Și când nu suntem noi, jocul nostru pleacă ofensiv de la portar, de la fundaș, iar defensiv pleacă de la atacanți. Eu zic că presiunea am încercat, am făcut-o, am luat multe mingi în prima repriză, am avut situații de a ataca foarte, foarte bune, care altă dată le-am făcut extraordinar, dar din păcate astăzi nu. Și când CFR-ul acasă și trebuie să câștigăm, sunt 3 puncte, victorie, probabil terenul nostru, și trebuie să îi câștigăm ca să rămânem acolo. Unul dintre jucătorii pe care i-ați apreciat, Florinel Cuman, a scris un gol foarte frumos în această seară. Cum vi s-a părut reușită? Lăsați-l în pace, cum am zis înainte. E pe drumul bun, învață de bine, în timp. Copiii tineri învață, capătă experiență, devin și ei mai maturi, mai multă personalitate, învață din greșeli, că în viață trebuie să-i lași să și greșească, sau e uman să greșești, important e să înveți și să fii mai bun. El într-o formă bună, asta e, mă bucur pentru el, dar îmi pare rău pentru noi.
Da, am revenit aici în direct la Fanatic Superliga. Suntem cu Bănel Nicoliță, Robert Niță, Vivi Răchită și Andrei Vochin. Comentăm derbiul, prima finală practic din play-off, FCSB Farul 2-1, un joc excelent în fața 30.000 de oameni. Mulțumim mult de tot sponsorului principal, Superbet, care bineînțeles ne susține emisiune de emisiune și fără de care n-am fi putut să ridicăm această Fanatic Superliga la cifrele de audiență care sunt, și mulțumim la fel sponsorului premiu Aqua Carpatica. Vedeți, da, ce coș frumos de ouă așa. Da, păcat, să mai dați și voi. Așa se mai vadă. Uite ce frumusețe am adus. Și hai să vă mai arăt o frumusețe, oameni buni. A apărut pe piață numărul din aprilie al revistei Fanatic, da? Revista lunară glossy de o calitate ireproșabilă, credeți-mă, nu există revistă de o calitate mai bună în România. Este vorba, bineînțeles, despre revista Fanatic, copertă Cobra Kai, povești incredibile din viața lui Adrian Ilie. Am avut pe masă ofertă de 40 de milioane de euro de la Manchester United, spune Adrian Ilie. Regele cazinourilor, povestea regelui cazinourilor din România, salvat de Dumnezeu. Superba Ramona Păun, prezentatoarea pe care o știți, se dezbracă de toate secretele. Foarte multe lucruri și reportaje absolut extraordinare în numărul care deja este la toate chioșcurile de difuzare a presei. Credeți-mă, 84 de pagini premiu, merită să vă duceți să o luați. Interviul cu Ilie este, credeți-mă, eveniment. Pur și simplu memorabil. Bun, revenim, oameni buni, aici la Fanatic Superliga. Un discurs foarte decent, un discurs al unui om supărat. Hagi merită respect pentru acest discurs. Nu l-am văzut că a țipat, că și-a smuls părul din cap. A analizat cât a putut mai bine. Ba chiar am sesizat o nuanță la Gică Hagi și spune câteodată s-a mai inspirat, câteodată mai puțin inspirat. Probabil se gândește că n-a fost poate nici seara lui ieri și însă prin acest discurs Hagi arată că este un mare antrenor, un mare profesionist și un mare pedagog. Jos pălăria. Și doar atâta mai vreau să spun înainte să discutăm de Hagi. Așa, aveam așa, mă gândeam ieri în timpul meciului când vedeam mișcările lui Florinel Coman, dar și mișcările lui Tavi Popescu, care mie mi-a plăcut foarte mult Tavi Popescu pe partea dreaptă. L-a nebunit pe Borza, pe mult lăudatul Borza. L-a scos din ghete, pur și simplu l-a scos din ghete. Au fost momente când l-a transformat într-adevăr într-un puști pe Borza, dar mă uitam la Florinel Coman, Andrei, e ca apa, nu poate fi ținut. Nu, ca apa, pur și simplu, asta e metafora, așa mi se părea. E ca apa, nu poți să o ții, nu puteai să-l ții, pur și simplu nu puteai să-l ții. Bun, hai să discutăm puțin de ce s-a întâmplat, dacă am convenit că Elias Haralambus, apropo, a fost desemnat antrenorul etapei de Liga Profesionistă de Fotbal acum 10 minute. Ce pintili? Elias Haralambus a fost desemnat antrenorul etapei de către cei de la Liga Profesionistă de Fotbal. Bun, deci dacă am convenit că la FCSB lucrurile toate au mers, nu? Că despre asta este vorba, vreau să te întreb și să vă întreb și chiar vreau să intrăm într-o discuție. A fost o seară mai puțin inspirată din punct de vedere al modului cum a gândit Hagi, știu eu, schimbările de la pauză. Știți ce s-a întâmplat? La pauză n-au mai fost trei jucători, da? I-a scos pe Luis Munteanu, pe care l-a și criticat virulent, l-a scos pe Nedelcu și l-a scos pe Grameni, un alt jucător de bază, da? Iar apoi în minutul 58 efectuase toate cele 5 schimbări, Borza, despre care am zis că a fost certat și, repet, a riscat foarte tare pe final, pentru că Popescu de-abia mai juca, l-ați văzut, Alibek de-abia mai juca, sper. Deci credeți-mă, mă rog pentru spectacolul din acest final să nu fie accidentat Alibek, pentru că va fi o pierdere care nu poate fi acoperită. Nu, e pierdere care nu poate fi acoperită. La care are regiune fibulară. Tu așa, da? Da, pentru că asta este. Nu l-am văzut la interviu, bietul Alibek zice, mă ține ceva, nu știu ce, foarte trist. Da, este. Și la leziune fibrilară ce se întâmplă? Două săptămâni stai pe bară. Decât dacă te duci la Mariana, așa cum spuneam, unde a fost și Budescu. Da, și cu durere. Da, și poate, te poate repara în 3-4 zile. Da. Andrei, cum vezi schimbările? Trei schimbări făcute la pauză după metoda Gigi Becali, ca să zicem așa, pe care îl tot criticam. Evident, nu-i cazul aici de așa ceva. Hagi a încercat să facă un șoc. Păi, de data asta a schimbat patronul Hagi. N-a schimbat antrenorul Hagi. Probabil s-a întâmplat așa. Am înțeles. Dar, în primul rând, nu vreau să facem o nedreptate. Da? Da, te rog. La FCSB schimbările au fost făcute de același om.
Doar că de data asta a fost mult mai echilibrat. Gigi Becali, echipa, nu știu, Haralambu, cine face de regulă schimbările la FCSB le-a făcut și aseară. Doar că a fost mult mai echilibrat, probabil că odată cu trecerea timpului înțelege mai mult din ce se întâmplă în interiorul echipei și interiorul fotbalului. Andrei, poate mai vede meciul de singur, poate are pe cineva. Nu, eu cred că i-a ajutat Andrei și de jocul din prima repriză și de rezultat. Au fost meciuri în care rezultatul a fost bun la pauză, s-au făcut schimbări. Da. Sau meciul din campionat 2-1 pentru FCSB, face două schimbări, Cordea și... Bun. Și hai să venim la Gică. Da. La Gică. Vreau să spun că la meciul cu Craiova, da, de etapa trecută, în momentul în care am văzut cine intră pe teren la scorul de 1-2, am zis, domnule, cu asemenea concurență mi-e greu să cred că se poate întoarce rezultatul. Nu mai țin minte, a intrat Sârbu, a intrat Sali, adică au intrat niște jucători și Casap, mi se pare, la meciul respectiv. Sincer, m-am gândit, ok, este un club care trăiește și din performanță sportivă, dar trăiește și din vânzare de jucători și probabil că un target al lui Gică este să le dea și minute jucătorilor pentru a expune, pur și simplu. Și a ieșit ceva senzațional. Și adică, pe Gustavo îl bagă la pauză cu... Nu? Au intrat... Da, la meciul trecut. Da, fie, dar schimbările așa, alea cu Sârbu, Sali, când era echipa condusă, zic, dom'le, ce par putea să aducă copiii ăștia într-un astfel de moment delicat? Și copiii aia au adus până la urmă victoria cu Universitatea Craiova, 3-2. Deja seara când a făcut primele trei schimbări, n-a mai fost ca săptămâna trecută. Am zis, păi știe Gică ce face. Pentru că această echipă este echipa lui Hagi. Adică dacă Hagi e în formă, e ca pe vremea când juca. Da. Dacă Hagi e în formă, echipa câștigă. Pentru că echipa, dacă e bucată cu bucată, jucător cu jucător, pe ce vrei tu să compari, pe Transfermar, pe orice fel de pe palmares și așa mai departe, nu este o echipă de locul întâi dacă e să compar cu CFR Cluj, cu FCSB, cu Universitatea Craiova. Nu este. Dar este echipa lui Gică Hagi. Iar Gică Hagi, atunci când este în formă, face ca această echipă să devină câștigătoare. Aseară, schimbările nu i-au ieșit. Mai mult decât atât, mi s-a părut că emoționalul i-a învins raționalul aseară. S-a enervat atât de tare că lucrurile nu mergeau, încât a ajuns să facă acele schimbări până în minutul 58. Riscând foarte tare. Riscând foarte tare și să joace în 10, dar să spunem că meciul ăsta poți să le treci deja, nu, putea dar riscul e, Doamne ferește, dacă l-a pierdut Palibec. Acolo e un risc, mi se pare un risc mare, adică să ții pe teren un jucător care are o accidentare, o leziune fibrilară, la orice pas pe care îl faci în continuare, acea leziune se poate agrava. Se poate agrava. Și atunci, într-o astfel de situație, eu chiar mă gândeam la un moment dat, vedând cum merge meciul și cum zicea și Bănel, aveam și eu aceea senzație că nu mai poate să întoarcă meciul, l-aș fi scos pe Alibec dacă această leziune fibrilară o simțea. Pur și simplu. Asta era. E un meci pierdut. Echipa rămâne tot pe locul întâi, dar poate nu pierde un jucător important. Chiar mi-aș dori să nu se întâmple asta. Și în primul rând, pentru tot spectacolul ăsta, ar fi pierdere mare să nu-l vezi pe Alibec 2-3 săptămâni. Și n-ai locuitor acolo. S-a grăbit Hagi aseară? S-a precipitat? Emoționalul a învins raționalul aseară, Vivi? Dacă citești printre rânduri de ceea ce spune Hagi, că n-a fost inspirat, eu cred că n-a fost inspirat, spune el, și la alcătuirea echipei. Mă refer la Boli. Eu cred că putea să joace, așa cum l-a băgat pe Mihai Popescu, să joace cu el fundaș central. Nu, după Borza, Mihai Popescu l-am văzut pe stânga, acolo făcea niște învăluiri, jucător fundaș central, făcea învăluirile ca extremă stângă. Eu cred că aici, pe Boli, l-a schimbat imediat după golul marcat de vreodată, pentru că este geniu Florinel. Pasa lui Vladunovici cu dreptul în spatele Florinel, Florinel face acea preluare, dar Boli, dacă are puțină minte, se oprește și nu mai se întoarce așa ca la titirez. Deci, dacă toți și apărătorii avea puțină minte, n-am mai avea jucători de geniu. Poartă 42. Dacă am avea doar apărători. Dacă purta 44, atingea mingea, o dădea de acolo. Și cred că acolo, că Bolie nici n-a construit, așa cum spune Hagi, ei construiesc. Da, dar tu vorbești de un singur jucător, noi vorbim de 5 schimbări în 58, iar ultima, Borza, mi s-a părut chiar la nervi. Borza, eu cred că acum a ieșit și el să ține de picioare.
Cior, că a avut și el o accidentare. Nu știu, dar ți-am zis, da. Eu știi ce cred? Eu cred și am mai vorbit cu un prieten care a fost la meci și a stat chiar deasupra băncilor de rezervă. Și el a venit cu teoria asta că a fost întrebat la pauză chiar cu staful medical. Zice că iese la începutul celei de-a doua repriză Hagi cu cineva din staff și vorbește cu el. Eu cred că el a fost cu Borza, da? Cred că a fost întrebat, a spus că simte ceva sau da. La pauză și a zis Mr. Pot. Și de bine, asta l-a certat? E bine și minutul 50 ceva ridică mâna ce Mr. Nu mai pot schiză, schimbă-mă. Și cred că are logica. Aici nemulțumirea lui. Exact, băie, minutul 58 ești nebun, te-am întrebat la pauză acum 13 minute că ai zis că poți. Și pierd schimbare. Cred, asta nevăzând la televizor am da, e posibil să-l fi certat. Văd de ce nu mi-ai spus mă la pauză și rămâneai pentru și că știi ce se întâmplă practic permanent planul tactic al lui Hagi a fost dat peste cap la fiecare 15 minute. Și se întâmpla ceva. În alea trei schimbări. Omul ăla care spune: "Voi poți? Mai poți mai joci și tot meci tău nu poți." Spune: "100% stau. Dacă nu poți, rămâi și băgăm pe altul." Eu am jucat acolo și știu. Și am mai făcut un jucător la fel cum a făcut băiatul ăsta ieri. Borza. La fel a făcut și a spus: "Da, pot." Și pe 5 minute îi spune: "Mă doare." Cine? Era un jucător, era într-un meci amical, în fine, când era la Vitor. Și l-a scos. Și vă dați seama ce l-a certat și ce scandal a făcut și cu domnul Angel, că era lângă el, secundul. Pentru că îi schimbă planurile. Practic, asta lumea trebuie să înțeleagă, da. Adică eu nu cred că la un meci cu FCSB-ul Hagi și asumă riscul în minutul 58 să rămână fără nicio schimbare. Da, și asta e adevărat. Dacă știa lucrurile de la bun început, sunt sigur că poate făcea alea trei schimbări la pauză, dar în alt registru. Mă roagă prietenii steliști, am primit mesaje multe, să mai citesc o dată mesajul lui Meme. Mă roagă, sunt mulți steliști. Păi, vezi că diseară se joacă Steaua din Da, 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 da. Ce-ți mai place? Să-i aduceți un băț lui Vivi Răchită. Știi, tu înțelegi, tu, da? Mai înțeles, da. Deci, Meme Stoica, pe Facebook, acum câteva minute, jumătate de oră sau ceva de genul acesta. Meme Stoica, care a și invadat terenul, dacă l-ați văzut, da? În sezonul regular nu l-am văzut. Cum? Păi pierd, nu câștiga echipa. Nu, știi de ce a făcut? Dacă spun eu, pentru că el a garantat pentru Haralambie, Ilie Haralambie, da? Slujitorul Haralambie sau Ilie Haralambie. Pentru Dica, când a pierdut, nu garantase el și de-aia n-a luat. Adică să înțeleg că nu ți-a plăcut că l-ai văzut pupându-se cu toți jucătorii? Păi nu mi-a plăcut, normal că de ce? Păi ce contribuție are Meme Stoica la victoria de aseară? Psihologic. L-a adus pe Haralambus, poate să vină să spună Meme Stoica. Păi și de ce nu s-a dus să ia pe jucătorii în brațe și să-i compătimească după înfrângerea cu farul? Că nu l-ai văzut pe gazon? Da, îl vedem doar la victorie, nu? Am înțeles. Da, ai tu ceva cu Meme-ul. Meme, fii atent aici, tată, da? Ia uite cum ai scris tu, are talent, că el are talent de jurnalist. Nu chiar are, nu. Da. Eu rămân la părerea că Meme Stoica unul dintre cei mai buni manageri din ultimii 20 de ani din fotbalul românesc. Asta e părerea mea. Omul e chiar meseriaș. Că e el arțăgos, că are verbul ascuțit, probabil și de el în jură lumea. Hai că, dacă vrei să bagă, vezi, da, când dă cu pumnul într-un suport esterist, nu mai e manager. Când stă într-o cutie de carton. A fost. Când a fost. Spune că dacă face cineva mai multe puncte în Liga Campionilor decât a făcut Burziceniu, el nu mai vorbește despre fotbal. Hai să le spunem și pe asta. Știu, dar aia a fost. Acum s-au dus acum. Ce să faci? Mă auzi, știi cum e? Oricine, toți au dreptul, ca să zic așa, la iertare, nu? Că vorbim de Sfintele Paști. Dar tu de când de când ai devenit prieten cu colonelul Talpan, incredibil. De zice Meme Stoica, ascultă, da, ascultă cu religiozitate, Vivi Răchită. Fii smerit. Spune Meme Stoica pe Facebook: echipa legendelor Hagi și Popescu este din ce în ce mai bună, mult peste cum s-a prezentat în ianuarie pe Național Arena când a câștigat. Dar când noi avem toți fotbaliști importanți apți și jucăm cu atitudinea asta, nimănui nu-i se va șterge din memorie capodopera lui Florinel Coman, dar eu rămân și cu sprinturile din prelungiri ale inepuizabilului capitan Darius Solaru. Când armonia prezentă în birou antrenorilor se reflectă în exprimarea echipei pe tot parcursul unui meci pregătit excelent. Aici o ridică lui Haralambus, normal. Când arbitrajul video intervine prompt și se dictează penalti, nu ca în trei situații similare la primul meci din play-off, și după aia continuă retoric Meme Stoica, unde eram cu punctele alea? Când orice intemperii s-ar abate asupra arenei naționale, suprafața de joc arată ca pe Wembley, oamenii de la Sport Fields efectiv trăim pe terenurile de la Arena, Arc Craiova în curând și Cluj Arena, când ai alături aproape 30.000 de steliști care uită de Sfintele Sărbători, ignoră ploaia asta enervantă și urmează exemplul celor din peluza Nord Steaua oficial,
și după aceea vine concluzia lui Meme Stoica, e și el fericit acum, nu? Așa? Atunci nimeni și nimic nu ne poate sta în față. Îți dai seama, prima frază, cum spune legendelor, Hagi, da? Când sunt mai bun decât, deci el o dă cu mantă frumoasă, dacă ăia sunt mai bun decât, și noi am bătut, îți dai seama cât de bun suntem noi? Că am bătut legendele. Noi am bătut legendele. Oh, îl auzi pe meu acum? Nu, da, cu are talentă? Da, pe normal, da, că da, am ținut din de 2 ani. Înțeleg că nu-ți place că s-a dus pe teren, nu? Păi nu ești place, îți lasă jucătorii și pe antrenorii care au văzut, tu ce cauți? Stai la de televizor. Ce adică? Ei din bucurie? Păi atât, da. Și erau niște jucători care l-au îmbrățișat așa, mai... Așa, mai pe la spate. Mai așa, cu cuțitul. Dacă aveau și cuțitul, îi dau și cuțitul în spate. Mie știi ce mi-atrage atenția? Că s-a discutat foarte mult. Spune acolo, euforia care este prezentă în biroul antrenorilor și cred că asta e o propoziție foarte, foarte importantă, pentru că s-a discutat foarte mult despre trecerea asta în plan secund oarecum a lui Pintili. Și vine cu remarca asta, domne, nivelul la, nu știu, în interiorul staffului tehnic, acolo în biroul lor, ce armonie este, ce... Eu l-am văzut pe Pintili și chiar l-am lugat. Aș fi vrut să mă duc și eu la meci, dar nu m-a invitat Bănel Nicoliță, bine, el era cu VIP-urile acolo. Aș fi vrut să văd acolo de la fața locului cum se comportă Pintili la încălzire. Așa pe bancă îl vedem, că nu iese și foarte bine, zice Bănel, nu iese că n-are voie. Dar în același timp am remarcat că după marcarea primului gol, Haralambu se duce prima oară la Pintili și îl îmbrățișează. Și chiar au un dialog de vreo 10 secunde. Dar eu zic că s-a accidentat Tabi Popescu. Normal trebuie să-i tăcordea. Dar când au apărut și Popescu celălalt și cu Orani, dacă le făcea lui Haralambu, bau, cred că să-și speriau. Băi, ce căutați, mai așa, cine m-a trimis? Că eu vreau să-l schimb pe... Tami Popescu, că e accidentat cu cordea. Voi cine m-a trimis? Șeful. Bine, bun. Acum cu schimbările și cu acum, 11 le știm. Cum a fost le făcut în bine. Da. Numai, schimbările le face Gigi Becali, hai să nu mai dăm, că știm bine. A fost un Gigi Becali inspirat, asta nu înseamnă, eu nu o să fiu niciodată de acord cu povestea asta, punct, subiect închis. Nu poți să depersonalizezi antrenorii și să ajungi, nu, punct, subiect închis. N-ai niciun respect, ok, dar încă o dată nu intru în asta, este ziua și etapa FCSB-ului, trebuie să-i lăudăm, merită să fie lăudat și aș vrea să fac un rezumat, da? Să vă spun ce mi-a plăcut la FCSB. Mi-a plăcut la FCSB că într-adevăr au fost forță, au intrat cu altă mentalitate, au intrat determinați, au intrat într-adevăr să demonstreze opiniei publice, să-și demonstreze lor că sunt o echipă de fotbal care poate să ia titlul. Așa mi s-a părut că au intrat aseară. Mi-a plăcut foarte mult că Șut după 10 minute catastrofale, primele 10 minute ziceai că n-a intrat în meci și a revenit, a jucat din ce în ce mai bine și a fost iarăși un om important. Dar Birtalan? Birtalan? Cine e Birtalan? Ăla, vârful ăla de atac care a jucat în tricou alb până să-și ia, să bată cine? 7 metri. Companiu sau cine? A jucat la ei, a jucat la fel. Aici e utăcios acum. Așa a făcut treaba. Primele 3 minute. Nu mai lăsa să-mi termin, nu mai lăsa să-mi termin. Mai oprit în expozeu și-mi pierd ideea. Vorbi imediat. Bun, ce mi-a plăcut iară? Mi-a plăcut iară, deși am auzit voci care îl critică, mie mi-a plăcut foarte mult Olar. Olaru este un jucător care este pur și simplu inima care pompează a FCSB-ului. Și nu doar atâta, pentru cunoscători are niște pase foarte inteligente. Vezi pasa din a doua repriză, în careu, când iese faza în care nu mai ajunge mingea la cei doi jucători. Are, nu, este, repet, inima care pompează sânge a FCSB-ului. Și intra prin el. Cum? Olaru. Ce zici? Dacă îi puneați un zid în față... Da. Intra prin el. Mi-a plăcut în sfârșit pentru prima oară apărarea. Da? Mi-a plăcut Radunović, formidabil, bine, Radunović joacă în ultimele etape extraordinar, ca un tată de albine joacă Radunović. Nu doar pe fază defensivă și pe fază ofensivă joacă. Mi-a plăcut Sorescu, dar culmea, mi-a plăcut Davoa. Acum, și Daua și Tam, apropo de Meme Stoica, că el l-a dus și suferă foarte mult, că lumea, cum să spun, nu laudă pe Tam. Da, Meme, Tam a jucat ieri la nivelul pe care tu sperai să joace atunci când l-ai adus. Așa este, a jucat foarte și bine. Și contra unui adversar nu care contează. Pe faza de atac nu pune probleme. Nu contează, stai mă, până la etapa asta erau cei 5 magnifici, da? Luis Munteanu, da, Ali Bec, scuză-mă, Mazilu, Grameni, Borza, da? Acum n-au mai fost. Nu, păi n-au fost.
Păi n-au fost că i-au ținut băieții ăștia bine. Sau băieții ăștia au jucat atât de bine că au fost într-o formă slabă. Nu, n-au fost magnifici ăștia, să le dăm și FCSB-ului celor. Pentru că cei de la FCSB au jucat, Andrei, aproape impecabil. Eu zic că au făcut un meci aproape impecabil. Și apropo, nici mie nu-mi place Companio, te rog. Nu-mi place nici mie. Dacă nici Companio nu vă place... Nu, nu-mi place. Primele 30 de minute a jucat numai pasele la adversar. Da. Și a fost acea greșeală și... lui Kiki. S-a îmbrăcat cu tricou roșu, albastru, a luat mingea ca Birtalan, a bătut... Mie știi ce nu-mi place la el? L-a scos Gigi. Mie niciodată nu mi-au plăcut jucătorii din care sare mingea ca din colțul Messi. Nu crede, mă, de Doria, nu. Dar hai să rezumăm. Cine l-a bătut pe Hagi aseară? Coman pe care Hagi a fost nevinut Coman și, Coman, 3 milioane Coman de euro. Și o organizare mai bună a FCSB-ului. Vorbesc la nivel de valoare individuală. Păi Hagi a fost nevoit să-l vândă pe Coman cu 3 milioane de euro. Și l-a bătut aseară, normal. Păi da, dar unde lua 3 milioane Hagi în România pe un jucător? Da, acum hai să ne uităm și la partea economică. Hagi avea un buget ca CFR-ul sau FCSB, nu-l vindea pe Coman. Păi, îi ținea pe toți, inclusiv pe Iani și pe toți, și făcea o echipă care se bate pentru cupele europene. Eu cred că, așa, în contradicție cu tot ceea ce se vorbește, Hagi n-are deloc un buget de neglijat. Că s-a creat așa mitul ăsta că, domne, sunt contractele foarte mici, că n-are forță financiară. Păi uite-te la sponsorii care îi are Hagi. Dacă îi mai are altcine, dacă are așa o adunătură, între ghilimele, de mari companii. Dar nu există nicio. Din punctul ăsta de vedere, brandul Hagi și asocierea asta cu Faru Constanța atrage foarte mult. Și eu nu cred că, chiar dacă sunt anumite înțelegeri, nu știu, cu Ali Becu, că va pleca liber și că probabil mai sunt și alți jucători acolo, nu cred că sunt contractele atât de mici. Acolo, fi primele mai mari. La jumate față de CFR. Păi da, stai, că CFR-ul e o excepție, Vivi. Câștigă ultimii 5 ani și permis să plătească 35 de jucători. Adică CFR-ul e echipa și care încasează. CFR-ul și FCSB-ul când vând afară, nu vând în țară. Păi dacă e Hagi, săracul, ca să trăiască și să-ți prezentă, vinde în țară și întărește echipele cu care el se bate. Băi oameni, că FCSB băi vinde oameni, la stați, Parma, mă, nu vă la mai agitați mai atâta, mă. Farul e pe locul 1. Corect. Stați, da, calm, ușor, puțină frână, este, gata, da. Că nu... Au pierdut un meci, era acum imposibil. Ți-mi că săptămâna trecută a intrat la tine în emisiune, Hagi, și a stat o jumătate de oră. Da. Și a spus, eu mai am voie, sunt fericit că mai am voie să greșesc de două ori. Mai bine nu spunea. Da, a greșit. Mai bine nu spunea. Dar încă o dată, Farul e pe locul 1. Și eu vă spun ceva, mie mi s-a părut un Farul. Ieri, chiar dacă FCSB-ul i-a bătut, mie mi s-a părut totuși o echipă bună spre foarte bună. Chiar dacă i-a bătut, Andrei, da, da, FCSB-ul. Nicio clipă. Dar încă o dată, ai cei 5 magnifici, da? Care i-am zis, da? Borza, Grameni, așa le zic tu, așa? Luis Munteanu, Alibec și Mazi... Și... Mazil. Mai înțeles. Nu au fost în formă. Au fost mai buni. Păi da, Floria, dar 5 dar Robert, au fost mai buni cei de la FCSB. Corect. Nu-i tot, nu tot ziceam mereu că dacă n-ar fi haosul ăla la FCSB, la cei jucători, jucători are FCSB-ul, au poate cel mai talentat lot și ar trebui corect să câștige campionat. Dar și echipa care face cele mai mari investiții în ultimii 10 ani în jucători. Da, de acord. Adică undeva victoria lor, în afară dacă ne uităm strict la datele statistice, la clasament, la parcursul din ultimile 5-6 etape, e echipa care cumpără, care investește cel mai mult. Tot ce e mai bun, tot ce apare mai în formă, la un moment dat ajunge acolo. Chiar dacă stau 3 luni, 6 luni, 5 ani, cum e cazul. Pentru mine, vă spun, eu am rămas extrem de încântat, lăsând la o parte apărarea care a fost pragmatică și atenție, hai să le dăm și lor, al FCSB-ului, încă o dată spun ce a lor, în ultimile minute au ținut bine de rezultat, cu inteligență, au învățat pentru din că au fost ceea pățiți. Ce au pățit. E, însă, ce vreau să vă spun este în felul următor. Nu mă așteptam să joace atât de bine Tavi Popescu în dreapta. Deci și Tavi pe dreapta, Florinel deja un clasic în viață, dar așa pur și simplu i-au spulberat. Au spulberat benzile lui Faru, ceea ce de obicei se întâmpla exact invers. Da. Și asta e foarte, foarte important ceea ce spui tu, că tu ai amintit de 5 jucători ai Farului care au fost mult sub nivelul jocului, în schimb la FCSB și ăia care ne obișnuiseră de regulă să fie printre ăia slabi și vorbim în special de Daua, sunt între ăia în media echipei. Și atunci e normal când o echipă joacă în 6, 5, 7 oameni
și nici ăia toți șapte la un nivel peste media echipei și o echipă care are 9 jucători peste medie să fie diferența asta mare, așa cum ai spus și tu, Andrei, că n-ai avut impresia absolut nicio secundă meciul ăsta că Farul poate întoarce, reintra în joc sau poate pune probleme. Da, ce este, se manifestă cu repetitivitate e faptul că o echipă, FCSB, vine după un rezultat bun la CFR Cluj, dar fără să facă un joc bun. Vine 60 de minute, echipa nu e pe teren, până la lovitura aia liberă a lui Coman, da? Deci, dacă e să iei per total meci, FCSB-ul a jucat mai slab decât CFR-ul la meciul trecut. Pe de altă parte, Farul vine după o victorie eclatantă cu Craiova, întoarce de două ori rezultatul. Atmosfera în vestiar și pe care o vedem noi din declarații este una extraordinară. Jucătorii ăia sunt extraordinari, au făcut niște lucruri minunate, se umflă un pic după această victorie cu Universitatea Craiova, poate pe bună dreptate, după care vine poate cel mai slab meci pe care îl face Farul în ultimele 10 etape, să zicem, de la înfrângerea cu CFR. Da, dar Farul face cel mai slab meci, deci cum zici tu, deși eu nu l-am văzut cel mai slab meci, așa, pentru că FCSB arată echipă de bărbați. Da, dar ce vreau eu să spun este că asistăm la sinusoide de la foarte multe echipe în acest campionat. Da, așa este, așa este. Vivi, dacă vrei, poți să comentezi tu poza asta. Uite cum zboară. Hai că îl avem pe domnul Mustață la telefon, liderul Peluzei Nord. Salut! Bună dimineața! Bună dimineața! Auzi ce bine să fii Mustață azi. Ia uite, să fii Gigi Mustață cu, mai înțeles, 2-1 cu Farul la două puncte de titlu, 30.000 de oameni în tribună. A? Ce frumos muncim. E să fii Gheorghe Mustață! Muncim, domnul Horia. Am muncit atâția ani de zile pentru ce ați văzut și ce o să mai vedeți. Muncim de ani de zile. Luați titlu? Să putem. Să dea Dumnezeu, ăsta este și obiectivul nostru. Eu am auzit și comentariul domnului Vochin, nu? Da. Domnul Vochin, nu? Da, da. Da, dânsul a spus un lucru extraordinar, dar noi înainte, după meciul cu CFR, noi am mers la echipă, am vorbit cu jucătorii, le-am explicat situația noastră a suporterilor, cum putem munci împreună și cum putem fi campioni împreună. Băieții au înțeles, era ultima lor șansă asta să câștigăm cu Farul. Și ce înseamnă, Gigi, zi-mi te rog puțin, că astea sunt amănunte foarte interesante. Ce înseamnă ați fost la băieți după meciul mai puțin reușit cu CFR-ul? Adică ce înseamnă când vă duceți la băieți? Ce faceți acolo? Vorbim cu ei, le ridicăm moralul, nu-i nimic, haideți că suntem lângă voi. Suporterii vin alături de echipă, vă susținem din toate punctele de vedere. Adică le ridici un pic moralul, contează foarte mult. Aveți acolo în platou, am văzut că aveți fost jucători, Vivi, Niță, ei știu ce înseamnă când vin suporterii la tine și îți ridică moralul. Nu-i nimic, asta este, mergem mai departe, cu toții reușim. Contează foarte mult pentru jucători, mai ales că acești jucători sunt tineri și poate n-au trecut prin aceste atmosfere pe care se întâmplă la ora asta pe stadioanele noastre. Mm-hmm. Adică, practic a fost și tot meciul ăsta, acest meci cu Farul, tu spui, a fost pregătit și întâlnirea voastră prin care ați încurajat a făcut parte dintr-o strategie bine pusă la punct pentru acest meci, pentru a câștiga acest meci cu Farul care era decisiv? Eu cred că da, și moralul lor crește la momentul în care vede că au susținerea noastră și văd despre ce este situația. Iar când vezi 30.000 de oameni pe stadion după un rezultat de 1-1 și într-adevăr cu un joc slab până minutul 60 ceva când a dat Florinel gol, eu cred că contează foarte mult și aportul suporterilor de a veni din spate și i-a încurajat și a ridicat moralul. Uh-huh. Ceea ce s-a și văzut aseară, băieții au fost mobilizați foarte bine, au tras foarte bine de rezultat, s-au închis foarte bine la 2-1, cu toate că au mai fost câteva ratări și din partea Farului și din partea noastră, uh-huh. Dar important este că a ieșit exact ce ne doream noi, cele 3 puncte pentru a mai avea șansă la campionat. Pentru că dacă Farul aseară făcea vreun X,
sau ne bătea, era la revedere campionat. Da. Așa ați reintrat în cărți. Ce ai zis tu? Tu cu cine ai vorbit, de exemplu, când ai fost în cantonament, înainte de meciul cu Faro? Eu vorbesc săptămânal cu ei. Dar acum cu cine ai fost acum? Acum am fost eu cu încă 2-3 lideri și am vorbit cu ei. Cu cine mai exact? Adică cu cine? Cu ce? Cu tot lotul? Sau cu toți. Cu toți. Adică cum? S-a adunat lotul și voi ați vorbit cu ei în fața lor? După antrenament, noi mergem acolo, discutăm cu ei. Suntem o echipă care, eu cred că dialogul între echipă și suporteri este un lucru necesar și pentru noi ca suporteri și pentru ei ca jucători. Și discutăm, nu-i nimic, asta este, mergem cu toții la drum, totul să fie bine, important este ca voi să vă dăruiți și noi suntem alături de voi și asta vom demonstra la meciul cu Faro. Și le-am demonstrat că 30.000 de oameni au venit alături de ei, le mulțumesc tuturor suporterilor care au venit și pe ploaie, tot 30.000 suntem, am fost alături de ei, le mulțumesc suporterilor că au cântat exact ceea ce cânta Peluza Nord și când a început tot stadionul să sară la cântecul nostru, la cine sare roșu-albastru, tot stadionul și cred că a fost o atmosferă extraordinară și aici cred că le-a ridicat și moralul pentru a susține acest rezultat. Da. Spune-mi un lucru, că tu tot te duci săptămânal. Ce se întâmplă cu Florinel Munteanu? Cum a reușit să se reinventeze acest băiat? Florinel Coman. Cum a reușit să se reinventeze acest băiat? Eu vreau să amintesc oamenilor care spuneau, domne, Florinel Coman este fa. Dacă vă uitați pe profilul meu de TikTok, am un interviu cu Florinel Coman. Interviu, bine, zic și eu ca, na, cum e la voi, la ziariști, interviu. Nu, eu transmit pentru suporteri, fac live-uri cu jucătorii pentru a transmite suporterilor ceea ce se întâmplă la echipă, adică să fie din sursă sigură, să nu mai stăm din anumite surse. Și eu l-am susținut tot timpul pe Florinel Coman și am spus, Florinel, este timpul să-ți revii, nu lua în considerare criticile, important este pentru tine ca jucător să-ți revii după această accidentare și să-ți intri în formă. Iată că eu am fost singurul care, adică eu și împreună cu suporterii, am fost singurii care am crezut în el că își va reveni. Și uite că Florinel Coman la ora asta este unul... Bun, dar ce s-a întâmplat cu el? Dă-ne niște culise. Ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat cu el? Pentru că mental, în primul rând, s-a revenit. Adu-ți aminte cum îl dezmembra patronul. Brav, haideți să vă spun o chestie. Știți cum e? Că asta le mai transmitem și noi jucătorilor. Băi, indiferent de situație, ce vorbește patronul, că te critică, că știți foarte bine cum e Gigi. Azi te critică, mâine te ridică. Mâine joci bine, ești vândut pe 100 de milioane. Nu joci bine, mai valorezi 1 milion. Adică lucruri care contează foarte mult să comunici și mai ales din partea noastră. Și voi ce îi spuneți? Bă, nu-l băgați în seamă, că așa e Gigi, îl știm cu toții. Păi, îl știu toți acum. Când vii la Steaua, nu știi ce pățești la Oadică. Acum să fim corecții. Știți foarte bine, Gigi, când joci fotbal și îi place când joci, Gigi te ridică în zlăb și te vinde pe 500 de milioane. Când prinzi un meci slab, trebuie să-ți asumi și lucrurile astea. Te dă gratis. Păi, aoleu, ce bine ar fi fost să mi-l dea mie gratis pe Florinel. Acum vreo trei luni. Nu, cred că Florinel pare bine de el că și-a revenit și moralul lui este unul extraordinar și cu gândul numai la victorii. Îmi pare rău că pare mi se că acum s-a rupt din nou Octavian Popescu și e nevoie de toți jucătorii acolo, dar mă bucur că s-a rupt Octavian Popescu, astea sunt informațiile? Cred, nu știu. Dar astea sunt informațiile care le ai la momentul ăsta, nu? Da, e posibil să recitivat aceea e întorsă la picior. Am înțeles. Ai avut-o la echipă. Și a devenit incert pentru meciul cu Rapidul, nu? E posibil, dar nu știu sigur, dar cred că zilele astea vom merge la bază și Da, Vivi, ia zi. Gigi, am și eu două chestiuni. Tot așa. Unu, doi. E adevărat că te-ai dus acolo la băieți și făceai un live și Elias Haralambos a avut o atitudine negativă față de tine, că nu știa cine ești și ce faci? Nu, stați puțin. Nu știa dacă are voie să vorbească.
Cum adică? Deci am făcut acel nu, au un regulament de ordine interioară. E regulamentul de ordine interioară. Eu când fac lucrurile astea, Vivi, și știi, și tu că și pe timpul erau același lucru, când se spunea de la club că n-ai voie să vorbești cu presa, nu era problemă la mine, că știa cine sunt. Problema era dacă avea voie. Adică nu față de tine a fost... Dar cât e, Gigi? Scuză-mă, doar o paranteză. Cât sunt amenziile dacă vorbesc cu voi? Nu știu. Nu, cu noi nu. Nu cu voi, dacă vorbesc fără acordul clubului. Nu știu asta. Nu, probabil 500.000 de euro, ceva de genul, nu probabil. Nu știu, nu pot să spun lucrul ăsta pentru că nu cunosc. Ia stai o secundă, cât era bănel era voi? 1.000. 1.000 de euro când vorbeai cu presa. Care și bănel acolo, n-am știut. Îl salut și pe bănel. Da, deci cât era? 1.000? 1.000 de euro dacă vorbeam fără acordul cu clubului. Da, și la voi nu s-a schimbat regulamentul că steți tot steaua FCSB, tot bogați. Eu am fost unul dintre voi aseară. Da. Cu de ce a fost unul dintre voi? Pentru că el este list tot timpul. Până la moarte. Așa, da. Și a doua, disare te vezi cu prietenul tău, cu Jean, cu Pavel? Nu, Vivi, nu, pentru că eu n-am treabă. Aia pentru mine steaua e aici. Voi erați ca frații pe vremea. Suntem prieteni. Dar nu înseamnă că împărțim aceeași dorință, cum se spune. Nu. Eu sunt prieten cu foarte mulți băieți de la Sud. Fiecare și-a ales. Stai liniștit că varză vă fac mâine. 38-35.000 o să fie mâine. Astăzi, diseară. Dacă e 30.000, stadionul o să fie 35.000. Vin pe lângă. M-ai înțeles? Au zis că bat recordul vostru de aseară. Așa s-au lăudat. Nu să fie sănătoși. Pe mine mai puțin ne interesează. Și ca să continui cu răspunsul lui Vivi. Nu, a fost o chestie, Vivi, că el a rămas un pic blocat, că a văzut că sunt pe live. Și la momentul ăla nu știa, stai puțin, nu știu ce are și în contract stipulat, nu știu ce. Și atunci a fost chestia care să stau puțin. Are stipulat să fie cu pe bancă, cu licența, ce să ai de nu ceva. Vivi, nu mai fi răutăcios. Ți-am zis eu că îți face rău prietenia cu Talpan. Nu mai crezut. E prieten cu Talpan, Gigi, stai liniștit. Gigi, niciodată cu... Îl iubește pe Vivi, știu. Pentru că da. Când... Hai că vrea și Robert să te întrebe ceva. M-a acuzat Gigi că îmi dă Gigi brânză, auzi. Cine? Cine te-a acuzat, Talpan? Nu știu, că a zis că vorbesc frumos de Gigi. Că... mi-au dat pe mesaje ăștia. Da, că îți dă Gigi brânză? Are brânză bună. Robert, ia zi. Te salut, Gigi, Hristos a înviat. Am văzut că ai declarat săptămâna trecută și mi se pare un lucru important pentru voi cei de la Nord, că ai avut ceva discuții cu 2-3 brigăzi de la Sud și cât de curând veți fi. Nu, stai puțin. S-a confundat o chestie. Cu 2-3 m-am primit și eu mesaje. Te rog. Domne, nu, eu mai am de pus la punct un singur aspect în peluză. Eu, toate brigăzile care au fost până acum, în afară de o singură brigadă care se numește Nucleu. Ok. Dacă aș fi... Sunt într-o discuție acum cu băieții de la Nucleu, vedem ce se întâmplă. Dacă oamenii sunt de acord, ei nu vor să revină nici acolo, nici acolo. Nu știu deocamdată ce au de făcut, dar eu totuși continui... Vin din brigadă de la ei, sub steagul Peluza Nord, vin vreo 30 de băieți de la Nucleo, dar numai că nu afișează steagul. În momentul în care se afișează steagul cu Nucleo, atunci pot spune că sunt mulțumit că am pus Peluza Nord la punct exact cum era când erau și cei doi jucători la steaua în teren. Adică Peluza exact cum am lăsat-o în 2014. Dar deocamdată suntem în discuții, vedem ce rezolvăm și poate reușim să aducem și această brigadă în totalitate, să o aducem în Peluză, ca Peluza să fie exact cum trebuie. Dar băieții ăștia în momentul de față susțin CSA-ul? Nu se duc nici acolo, nici vin. Deci ei vin așa, fără a afișa steagul brigăzii, vin alături de voi în Peluză. Da, în momentul în care vin cu steagul, atunci pot să spui că s-a întors acea brigadă. Am înțeles. Dar Gigi, spune-mi și mie, că eu nu știu cifrele, chiar sunt curios. Peluza Nord cât susținători are? Peluza Nord, vorbim de membri cotizanți, una. De în jur de vreo 3700 de membri cotizanți. Care membri cotizați, cât înseamnă cotizația?
1.800.000 pe an, 1.900.000 pe an, adică 15 lei pe lună. Adică 40 de euro pe an? Cam așa, da. 40 de euro. Și câți membri aveți, cotizanți? Deci avem în jur de 3.700 cu inclusiv o parte din echipă. Pentru că o parte din echipă plătește și cotizația. Bun. Deci aproape 4.000 de membri cotizanți care dau în jur de 4... Da, de grupuri. Da, în care dau aproape 200 de lei pe an, nu pe lună, pe an. Pe an. Bun, ok. Dar cu totul cât sunteți? Cu totul suntem cam în jur de 1.500 cu brigăzi și cu... Adică la meci de meci. Care ăștia nu cât? Cât sunteți? 1.500. În jur de 1.500 membri ar brigăzi. Păi bun, dar eu când mă uit acolo și văd toată peluza aia, cât sunteți în mod normal? Seara cât ți-ați fost? Seara am fost 5.000, jur. Așa. Bun, peluza sud, ceilalți cât sunt? Nu știu, vreo 350-400, nu știu cât sunt. Am înțeles. Tu cam cât crezi că o să fie diseară la derby? Nu, nici nu vreau să mai comentez Horia. Nu te întreb așa de curiozitate, adică poate să fie 5.000, cum ați fost voi aseară? Nu știu, e posibil să îi cheme și pe băieții de la Arad și pe cei de la Constanța, cu militari, pe cei de la CSK și cu cei de la din Olanda. Și cei de la UME-2317. Auzi ce Vivi, și cei de la UME-200, de la unitatea militară, am înțeles. Strict treaba lor, cum se mobilizează și cum... Dar crezi că poate să fie mai mulți ca voi, sincer, decât aseară? Nu. Păi da, Dinamo, vă spun 100%. Deci, adică nu vreau să fac o ironie sau o aroganță sau ceva de gen. Deci am prieteni foarte mulți la Dinamo. Da. Care stau, m-am crescut cu ei, am copilărit cu ei aici în Berceni. Dinamo, vă spun 100%, a luat peste 8.500 de bilete. Acum cred. 2 zile, știu eu. Păi nu cred, vor fi 10.000? Deci eu spun... Păi cât are Ghencea? 30.000. Deci dinamoviștii vor fi 10.000 diseară? Eu spun sunt ce știu 100%. Și deci cât au până acum? Deci până acum 2 zile, când am vorbit eu cu cineva de la ei de acolo, au spus că au cumpărat peste 8.500 de bilete. Wow. Și înseamnă 5.000 că... a dat cota aia de 5-6%. Le-a dat cota de 5% în peluză. Stai că nu înțeleg. 8.500 plus peluza? Nu. Ce au cumpărat ei. A, totul. Cred că sunt cele 5% care le revin lor din capacitatea stadionului, plus că se poate cumpăra online la ei. Deci o să fie peste 10.000 de dinamoviști, Gigi, nu? Eu cred lucrul ăsta. Persoana respectivă n-avea cum să mă mintă pentru că... Păi da, dar înseamnă că o să fie, ca, din punct de vedere al suportelor, mai mulți fani dinamoviști decât steliști diseară. Pă logică. Eu cred că asta se va întâmpla. Cred. Da, dar asta nu va fi ok. Dacă se va întâmpla, întâmpla, asta va fi un lucru rău pentru fanii steliști diseară. Drept dovadă că am înțeles că PCH-ul a dat și comunicat. Da, în fin. Dar da. Cum comentezi, Gigi, că am văzut că ai zis de PCH și am văzut pe o pagină de asta, de Instagram, de Facebook, că au pus un anunț că au cumpărat inclusiv vreo 800 de bilete în peluza rezervată galeriei CSA-ului. Și bine, le vor... acolo, ca să fim corecți, și acolo cred că este o ironie și e mai la Caterincă. Nu cred că își permit să cumpere la ei în peluză. Nu. Și riscă, nu, riscul e mare. E enorm riscul de bătăi, de incidente. Deci nu, cred, asta nu e. Cred că i-au provocat, au făcut, i-au luat peste picior. Da, nu, n-ai șanță, nu, deci... Da, scuze-mă puțin, Gigi, dar domnul Vivi Răchită, de ce nu te duci diseară la meci? Pentru că unde au cumpărat dinamoviști în peluză sub bilete, în 97 ne-au dat foc la peluză și nu vreau să mă duc acolo. Vivi, haide să lămurim problema, nu spune 97 au dat foc, că n-au dat foc, au luat foc. Au luat foc, așa, dar și noi le-am dat cu terenul în cap. Noi le-am dat cu terenul în cap și au luat foc. Voi le-ați dat cu terenul, aduceți-vă aminte, voi le-ați dat cu terenul în cap și noi le-am luat steagurile după care. Le-ați luat steagurile, da. Păi cum adică, n-au dat foc? Sau asta au luat foc cu totul, au dat... Au luat foc, hai să spun, deci Horia, eu știu foarte bine ce s-a întâmplat acolo. Deci în afară de faptul că am stat de vorbă și cu profesorul de geografie de la ei, cum îl cheamă, Mignea sau cum îl cheamă. Da.
în momentul în care atunci se foloseau confeti, dacă vă aduceți aminte, nu ne dădeau voie cu cârpe, se foloseau confeti. Și aruncând confetile înainte, în sus, s-a strâns foarte multe hârtii jos, unul din ei a pus torța între scaune, da? Și hârtiile alea au luat foc și au fugit afară de frică că ia foc. Că dacă vii să dai foc premeditat la o peluză, eu când vin să dau foc la tine în casă, eu nu vin pregătit cu geacurile să le pun pe gard. Da? Da. Nu, uite, eu am dat un exemplu. Da, nu, am glumit. Da. Deci în momentul în care vii și spui că ai dat foc, nu vii să-ți pui steagurile pe gard și să lași nova guardie acolo să ți-o luăm noi. Vii pregătit pentru ceea ce ți-ai propus. Da? Nu vii să lași steagurile pe gard, că fugeau în sus și steagurile pe gard. Pe cum? Ce faci? Că nova guardia la revedere era la noi. Sunt imagini pe YouTube unde noi luăm steagurile, luăm tot. Uh-huh. Cum ai? Ați luat foc ca... Nu mai spun ca ce, dar în sfârșit. A, deci tu zici că a fost o întâmplare și s-au folosit. Tu zici că a fost o întâmplare și de fapt au fugit ca niște cățeluși cu coada între picioare? Păi normal, dacă tu te duci și iei, dacă tu iei foc acolo, nu e normal să fugi, dar dacă te duci să dai foc, e să te duci să pui steagurile pe gard și lași steagurile pe gard? Bă, da, ai auzit? Aoleu, mă auzi, bă, Gigi, mă gândesc și îmi fac cruce ce moderator sunt și eu, mai înțeles cum te pun să povestești numai nenorocit. Dar ce penibil? Pe cuvânt, dar ce moderator sunt și eu, mai înțeles că vă încurajez la povești de genul ăsta, când la astfel de povești, ăia care au dat foc, voit sau nevoit, ar fi trebuit să intre direct la pușcărie. Asta ar fi trebuit să intre. Nu, cred că... Nu, dacă au dat foc intenționat, ba da, dacă au dat foc intenționat. Gigi, ai văzut cât de penibil sunt? Ei sărbătoresc de fiecare dată, domne, am dat foc la peluza, pentru că n-au ce să... Nu știi că sărbătoresc, doamne, 20 de ani de când am dat foc la peluza Studiencea, 21 de ani. Păi da, dar ce, nu știi că sărbătoresc, Gigi, sărbătoresc, știi? Da. Ba da, știu că sărbătoresc, dar eu nu știu cum nu sărbătoresc că li se-a luat steagurile după gard. Păi asta e, au amnezie. Da, da. Luați titlu? Horia, noi ne dorim acest lucru. Dar zi-mi un lucru. Dacă luați titlu, ce faceți? Ce pregătiți dacă luați titlu? Dai seama că pregătim ceva frumos pentru echipă și... Și pentru Gigi! Îl purtați pe brațe, pe nea Gigi! Că? Noi nu avem treabă, noi avem treabă cu echipa. Hai, nu îl purtați voi pe brațe de la Palat până la Ghencea, pe nea Gigi? Asta ar fi scurt. Vrei să par tu independent așa, dar o să vă pupați pe la Bercen pe acolo. Nu, hai să spun ceva. În numele Tatălui, robului Dumnezeu, da, Gigi Mustață, ia o primă. Nu există. Auzi? Da. Era să zic să te blestem și pe tine, să dea Dumnezeu să iei salariu cât iau eu de la Gigi. Salariu? Pe Horia? Salariu? Dar ce, ți-au tăiat din bani? Dar eu nu am, problema este că poate vrei să-l iei tu în locul meu. Hai, lasă că vă pupați voi cu Gigi. O să zice, ce? Știi cum o să aveți pancarte? Cel mai mare antrenor din istorie, nea Gigi. Iarăși, nu vreau să te blesem. Au, Gigi, câte bilete aveți pentru meciul din Giulești? Da. 600. 600? Da. Și o să încercați iar să intrați mai mulți, cum s-a mai întâmplat și cu voi și cu Rapidul, sau astea, nu, 600 și atâta, nu, tot? Nu, pentru că stadionul fiind nou, acum e pe turnicheți, nu mai merge cum am fost noi odată, am cumpărat... Când e lege, nu mai merge, a? Ai văzut? Când e, dar am intrat atunci și aduce aminte toată lumea, ne-a dat... peluza de la ei, 6-2000 sau nu știu cât era, și noi am intrat vreo 3000. Și ce faceți? Strigați și voi demisia lui Mutu, nu? Cu Bocșiu și cu Galeria Rapidului, nu? Nu, ne băgăm noi în ograda lor. Păi de ce? Lor. Psihologic, umblați la psihic, să se audă mai tare demisia, noi, demisia. Noi ne venim acolo să ne încurajăm echipa și să luăm cele 3 puncte. Nu luați nimic în Giulești, e inexpugnabil Giuleștiul. Deci n-au mai luat și alții? Da, știu, dar voi nu sunteți alții. Păi, da. O să vă mănâncă la micul dejun săpunarul, Gigi. Craiova lungitudine, Gigi, la micul dejun vă mănâncă săpunarul. E greu micul dejun. Da, bine. Să vezi când o mușcat din Florinel și din Tavi câte o halcă să pun. Nu știi ce se întâmplă. Asta e bărbăția, spune cuvântul, în teren. Corect.
Da, dar aseară ați fost bărbați. Aseară au fost, că uite, au jucat și fotbal, au știut să țină și de rezultat, că noi nu prea aveam de-astea așa cu ținutul de rezultat. Exact cu farul, nu știi, că în două minute am luat două goluri. Da. Conduceam cu 2-1. Nu, dar au fost bărbați. Mi-a plăcut FCSB-ul aseară. Prima oară când îmi place. Mi s-a părut o echipă echilibrată pe toate compartimentele aseară. Noi de asta am și venit atâția oameni să susținem echipa, pentru că noi avem încredere în acești. Haide bă, Gigi, că mai ai puțin și ne spui că ai jucat tu și că ai jucat voi suporterii, pe cuvântul ai meu. Făcut o schimbări. Că ai auzi, făcut schimbările, ce naiba. Auzi, întreabă pe cei trei din platou ce înseamnă să ai în spatele tău, pentru că Rapidul, îți dau și un exemplu, ca să continui, întrebă-i ce înseamnă să ai suporteri în spatele tău. Doi, de ce nu le-a convenit Rapidului, că dacă ți-aduce aminte, în urmă cu vreo 2-3 săptămâni, Rapidul a anunțat că joacă pe Național Arena, că au foarte mulți fani. Da? Și după aia au revenit și au spus, nu domne, că e presiunea mare. Contează foarte mult. Contează foarte mult să joci acasă și să joci pe stadionul tău, unde stadionul ăla e plin tot timpul. Dă-i cezarului ce al cezarului, cum sunt eu. Pentru că Rapidul joacă cu stadionul plin la fiecare meci și creează o presiune a suporterilor pentru adversar și bună pentru echipa lui. Aici este problema. Contează foarte mult. N-o să vă fie, o să vezi, nu o să fie ușor în Giulești, o să vezi. Păi, tot timpul n-a fost ușor în Giulești. Meci, da. Hai să-ți dau o exclusivitate, Marca Fanatic, o veste bună. Tavi Popescu e ok, joacă cu Rapid. Foarte bine. Informație de acum 5 minute. Aseară l-am văzut cum a ieșit după teren și... Nu, e ok. Joacă cu Rapid și am lansat... Vedeți că avem un sondaj pe canalul de YouTube. Cine câștigă Superliga și în momentul de față procentele sunt așa. L-a lansat Adi Barna, producătorul meu. Cine va câștiga Superliga? Farul Constanța, CFR Cluj sau FCSB? Și în sondaj, după o oră și ceva de emisiune, locul 1 FCSB 70%, locul 2 CFR 16% și locul 3 Farul 13%. Deci sutele de oameni care au votat spun că FCSB-ul va câștiga cu 70%. Deci procent zdrobitor. Toate Gabi, obișnui cu Gabi. Horia, știi ce se întâmplă? Te rog. Toate sondajele care le face și voi de la Fanatic și cei de la GSF și ProSport, vreau să spun că sunt conduse de Steaua în exclusivitate, adică peste 70-80% suporterii Stelei votează pentru Stelea. Da, pentru e normal să susții echipa și e normal să normal. Ai... Nu, dar mi-a plăcut. Echipa a arătat bine aseară. Ultimă întrebare, Gigi, ultimă întrebare. Îți place Haralambus? Am văzut ce face la antrenamente împreună cu Pintili. Nu e chiar așa cum tot încep tu mereu, că vezi, Doamne... Slujitorul Haralambus, care a fost angajat doar pentru care duhovnic. Asta îți place ție. Nu, a zis Gigi Becali, n-am zis eu asta, vezi? Gigi, băi, știți bine, tu știi bine, îl știți bine pe Gigi. Mie mi-e simpatic, Gigi. E simpatic pentru voi că vă faceți treaba cu el, că n-ai ce să faci. Nu, s-a șmecherit Gigi. Gigi își face treaba cu noi acum. Acum câțiva ne făceam noi treaba cu el, acum își face el treaba cu noi. Da, corect, asta cam așa este. Mulțumesc, mai ia o primă Gigi Mustață de la Palat. Așa să ai tu tot salariul tău cât iau eu. Nu, dar serios, lucrează. Cum se pare Haralambus? Acum serios, redevenim serioși. Am văzut, am făcut și pe live, dacă vezi, dacă n-ai fost atent cu ce lucrează, ce lucra cu Olaru, ce lucra cu Șut, adică cu... Da, dacă mă auzi, dacă îmi dă Gigi salariu, o să fiu atent, ar fi culme, acum să mă analizez antrenamentele. Nu, să vii să vezi cum se lucrează. Că dacă vrei să mă auzi, e nasol, că dacă vin mai înțeles, ar putea să vrea Haralambu să mă titularizeze după primele 2-3 atingeri de balon. E corect, dar trebuie să mai slăbești un pic. Nu cred, mă descurc să știi. joc din poziționare. Și din tare. Deci chiar ți se pare că lucrează Haralambu cu băieții? Adică ce făcea? Ce ai văzut că făcea cu Olaru, cu... Cu toată lumea făcea antrenament tactică de mijlocul terenului pentru
pentru atacanți. Adică s-a văzut și văd foarte bine ce lucrează și nu e chiar așa că l-a adus pe Harlandus, gata, l-a adus de licență. Haide că nu putem să aruncăm cu noroi așa într-un om care își face munca până la urmă. Dacă vrem să ironizăm și vrem să aruncăm noi că Gigi face tot, eu zic că s-o lăsăm puțin mai moale, că nu e chiar așa. S-o lăsăm mai moale, da? Adică da, tu crezi acum că Haralambus face primul 11 și schimbările? Serios. Acum vă dau cuvântul meu de onoare să vorbesc realitatea. Și da, dacă o face și nu o face, voi știți bine că noi toți steliștii și voi, presa și voi, fost jucători, că tot Gigi. Corect. Adică și dacă o face, și dacă nu o face Gigi, vreți să spun ceva, tot Gigi o face. Bine. Acum să fim corect. Gigi, aveți grijă că vă mănâncă în Giulești, la cât sunt de supărați. Că Mutu săracu, ai văzut că are grea. Păi și ce să facem acum? Fiecare antrenor știe, vrei să-l demiți pe Mutu, am înțeles. Nu, fiecare antrenor știe soarta, nu mai băga cuvinte în gura grea, că nu merge. Bine, Gigi, mulțumim și felicitări pentru spectacolul pe care l-ați făcut și voi în tribună. Îți crește inima când vezi galerie ca a voastră, când vezi galerie ca Rapidului, când vezi galerie ca lui Dinamo. Jur că sunt momentele alea în care nu că te bucuri de fotbal, sunt momentele în care eu vă iubesc și vă respect pe toți fanii, pentru că fără voi, fără exagerare, fotbalul nu există, crede-mă, nu există. Corect. Nu, okay. Poate să fie Florinel Coman să dribleze 11 jucători pe teren, dacă nu are pe cei 30.000 în jurul lor și milioanele care se uită la televizor, oamenii care rezonează, mai înțeles, de pomană, totul în zadar. Fără iubirea fanilor, okay, și fără tumultul fanilor, fără pasiune, nu există nimic. Nici fotbal, nici emisiuni, nici nimic. Restul, crede-mă, e bla bla bla. Zici și de pe totul. Așa este, corect. Bine, felicitări încă o dată, vorbim. Sănătate, toate cele bune. Și baftă de luni încolo. Da, adevărat ambiat. Baftă de duminică. Da, da, baftă de luni încolo. Bravo, mă, Robert, al băiat. Auzi, de luni încolo de ieri, adică de când a jucat. Ah, da. De lunea care vine, Gigi. Da, ți-a întors-o bine pagina de ieri. Da. Da, da, mulțumim, Gigi. Băi, da, mă uit așa, mulțumim, Vochin, așa este undeva într-o sferă superioară, el nu intră în discuțiile, cum l-am văzut, nu pune, da, domnul Vochin, sunteți analist, sunteți, ce nu vorbiți, domnule, cu galeria, cu... Vroiam trei întrebări tactice pentru domnul Mustaț, la asta mă așteptam și nimic, adică, serios, acum. Aici la modul cel mai serios, nu văd nimica, nu văd puțină mișcare, mai înțeles? Exact. Bă, dar v-ați gândit dacă Mustață era cu schimbările și nu știu. Știu că eu l-am întrebat odată dacă are voie măcar o schimbare să facă și ei cei din galerie și dacă au voie. Nu e, până la urmă el își vede interesul și prin ceea ce face cu transmisiunile alea pe YouTube. Pe ce? Foarte bine face. Cum e liderul, e suporterul numărul 1. Cum se întâmplă și la Rapid. Am văzut că și Dinamo începe pe partea asta de social media să puncteze și până la urmă, cum ai spus și tu, asta e, și asta face parte din frumusețea fotbalului. Pentru că, uite, cum spune el, suporterea de la Arad, de la Suceava, de la Timișoara, singura modalitate de a mai vede și de a mai vedea ceva din ceea ce se întâmplă la echipă sunt rețelele astea de socializare, unde mai văd un filmuleț, mai văd... Contează foarte. Și uite, apropo de ce zicea Andrei, că nu înțelegea cum a venit pe Val Faru și a pierdut la un FCSB care jucase slab, așa, stai să vezi că asta e frumusețea fotbalului. Să-i vezi pe FCSB care acum azi pe Val, cum vine Mutu și te bate în Giulești. Ca așa e viața, nu? Hai că l-avem și pe Ciprian Marica la telefon, unul dintre acționarii Farului, echipă despre care vă tot spun steliștilor aici în studio că este încă pe locul 1. Cipriane, mă lupt cu steliștii ăștia aici. Bă, bine că eu sunt cu petrolist. Mai înțeles? Petrolist. Deci toți, domne, încă o dată, e pe locul 1 Farul. Nu s-a schimbat totuși nimica până la urmă. Dacă Cipriane, eu sunt cu petrolul, nu sunt cu Steaua. Ciprian, ca să zic așa, ați pierdut meritat. Da, e adevărat. Am făcut poate cel mai slab meci al nostru, din play-off cel puțin. Nu ne-am ridicat la nivel, nu am surprins cu nimic adversarul. Am fost chiar surprins că ei au venit cu pressing-ul ăsta avansat și poate și din cauza ploii
am avut foarte multe ezitări, am pierdut foarte mingi, foarte multe mingi nejustificate. Noi care aveam controlul, care țineam de minge, care aveam soluții permanent, două, trei soluții, omul care avea mingea, în meciul de aseară n-am făcut lucrul ăsta, am fost previzibil, așa cum a spus și Cica Hagi. Iar ce zic, în prima repriză mai ales FCSB a fost echipa care a menținut ritmul, a avut mai mare, să spunem așa, dorință. Nu e parcă era meciul câștigat dinainte, cel puțin, sigur. Nu e cazul, sunt sigur că erau conștienți, însă așa a apărut, cel puțin că am fost mai relaxați sau mai sigur pe noi. Și ne-am trezit surprins și chiar ne-am trezit că fără soluții. Cam asta a fost. Da, cam asta a fost desfășurarea, ca să zic așa. Desfășurarea. Ne-a surprins pe toți. 3 schimbări, Hagi la pauză, 5 schimbări până minutul 58, Popescu în cârje în minutul 90, Alibec nu mai putea în minutul 90. A zis un lucru interesant Andrei Vochin. A spus că senzația lui a fost ca seară la Hagi, emoționalul a bătut raționalul, a spus Andrei Vochin, aflat aici în studio. Bun. E clar că trebuia să facă, să facă ceva Gică Hagi, că jocul nu funcționa și era clar că va muta la pauză, mai ales că eram conduși, Nedelcu acolo în centrul apărării, care incredibilă creștere pentru el și tu, cum a jucat în play-off în celelalte partide, aseară n-a fost el. Și clar că trebuia schimbat, mutat acolo. Apoi la nivelul fundașilor central, iarăși Boli n-a fost în cea mai bună zi a lui și iarăși trebuia mutat și făcut ceva și acolo. E clar că în febra jocului decizii poate n-au fost cele mai inspirate, poate n-au fost corecte, pentru că sau corecte, mă rog, poți analiza și poți spune cum vrei. Acum la final spui că n-au fost cele mai inspirate, că n-a egal afară sau n-au adus același plus de valoare, sau chiar că pe final, așa cum remarcați și dumneavoastră, au fost unii jucători care n-au putut să termine și ar fi fost bune câteva schimbări să le ai pe final. Însă pe total n-a funcționat aseară afară. Da, n-a fost, e, știi cum e, știi care e senzația, Cipi? Senzația este că atunci, și asta și discutam aici în studio, atunci când Hagi nu merge, nu merge nici echipa, că echipa lui el cunoaște cel mai bine. Da, e, până la urmă, antrenorul, mai ales la noi, are un rol fantastic. Da, nu, adică cred că e o observație foarte corectă aici în studio, care a fost aici, când, știi cum e, nu merge Hagi, nu merge nici echipa lui. Dar Ciprian, lămurește-ne cu ceva, noi nu știm. Vorbeam despre a cincea schimbare cu Borza. Borza a avut probleme medicale, dar a fost schimbat de Gică în minutul 58? Da. Da, vezi, de-aia se explică. De-aia l-a certa Hagi, că nu i-a spus adevărul. Gică n-ai făcut 5 schimbări, toate schimbările de minutul 58. Nu, deci de-aia l-a certa Gică, nu? A fost așa cum am crezut că a sesizat, a fost și forțat de împrejurări, adică au fost anumite jucători care au cerut schimbări și au fost acceptat. Și aici mă refer special la Borza. La Borza, care, da. Înțeleg că ar fi simțit de mai devreme și a continuat și poate că de asta era și puțin supărat Gică. Da, și de-aia ai văzut Hagi, de ce l-a certat? Că nu i-a zis la pauză, clar, nu că nu mai poate. Presupun. Am înțeles. Foarte important, e vreo problemă cu Alibec medicală? Da, a simțit ceva la aductor, în spate, la mușchi aici. Să vedem acum ce și cât de grav e. Gică îi spunea în timpul jocului, dacă ați insistat, să nu forțeze, să stea cât se poate într-o parte și să încerce să doar să dirigeze mingea și să fie acolo pe teren, în schimb să nu mai forțeze. Nu știm deocamdată. Astăzi dimineața la 9:30 s-a reunit echipa la antrenament și o să aflăm mai târziu care este. Ar fi pierdere uriașă pentru voi. Da, cu siguranță. Nu l-am mai avut pe Alibec și nici n-a fost în cea mai bună forma lui în meciul ăsta. S-a văzut. Da. Știi cum e? Sunt seri din astea în care nu-ți iese nimica. Pentru că probabil și schimbările astea care au fost făcute și pentru că, cum ai spus și tu, lucruri care noi nu le știm, unii jucători au fost accidentați, dar și schimbările astea toate făcute în minutul 58 au dus la o încărcare a jucătorilor care au rămas, vezi Alibec, de exemplu. Știi cum e? Sunt uneori seri în care nu se leagă lucrurile. Ai și ghinion.
Exact, așa a fost așa. La urmă, schimbările prea devreme le putem lua în considerare și putem să discutăm despre ele. Motivul pentru care au fost unele făcute mult prea devreme, repet, au fost pentru că aceste accidentări și apoi sigur că echipa nu funcționa și trebuie să reacționezi. Nu poți să aștepți, mai ales într-un derby și un meci atât de important, trebuie să reacționezi și Gica a avut reacție. Că cei care au intrat, dintre cei care au intrat, singurul care a sclipit a fost și a avut câteva sclipiri, a fost Sali. Da, e adevărat. Da, e, o seară nereușită. Știi cum e, Cipriane, viața merge înainte. Acum nu sunteți, nu sunteți Manchester City să jucați fiecare meci perfect până la urmă. Asta e situația, nu? Horie, exact cum ai spus și tu, deocamdată fără pe primul loc și suntem acolo. Am avut un joc și o seară proastă aseară. Asta nu înseamnă că nu știu, nu suntem echipa care am dominat tot acest campionat. Dar să știu un lucru, Ciprian. Am jucat cel mai frumos. Eu să știu un lucru. Mie nu mi s-a părut că a jucat atât de catastrofal aseară. Mie mi s-a părut că a jucat mai prost decât în alte dăți. Dar mie nu mi s-a părut un farul lamentabil aseară sau o echipă care, din contră, ați pus presiune, ați încercat în a doua repriză, i-ați luat pe toate părțile, ați întâlnit un adversar mai de... Mie nu mi s-a părut un farul slab aseară. Hai să fim serioși. În niciun caz. N-a fost un farul care, nu știu, n-a legat două pase sau care a fost dominat 90 de minute? Nu, n-am fost noi, să fim serioși. N-am controlat jocul, n-am controlat mingea, n-am avut posesia noastră, nu. Posesia noastră prelungită, care să-i bagi în 16 metri, nu, n-am fost noi. N-am fost noi. Orice, acum, iarăși, depinde cu ce compari. Nu, eu compar cu jocul pe care l-am jucat în ultimele două jocuri, înainte de acest meci, în care am controlat partida cap-coadă, am avut inițiativă, n-am avut nicio emoție că nu să marcăm, am reușit să întoarcem rezultatul, am avut reacție. Nu, n-am fost noi aseară, n-am fost noi. N-a fost seara voastră. Cât de mare ar fi pierderea lui Alibec? Nici nu vrei să te gândești. Alibec e jucătorul de la care aștepți sclipire, aștepți, chiar dacă nu-ți marchează, să-ți dea o pasă decisivă, e jucătorul care ține de minge și poate apărarea să respire, să urce când iese sub presiune. E un jucător foarte important pentru noi. Deci, da, nu vreau să mă gândesc la faptul că l-am putea pierde pe Alibec și că trebuie să facem tot ce ne stăm putin. Pentru că impactul, pierderea lui Alibec ar putea impacta efectiv titlul de campion, acum, sincer, nu mi se pare o exagerare. E adevărat, foarte adevărat, că Alibec e un jucător important pentru noi și că, sigur, nu avem un alt jucător care, practic, să tragă echipa de după el în multe momentele jocului. Cum ți se pare, crezi că Steaua are un atu în forma asta fantastică a lui Florinel Coman? Mă gândesc și la Goluc, nu doar cum a jucat ieri, Goluc care l-a dat o adevărată capodoperă ieri. Horia, foarte adevărat. Florinel Coman e într-o formă bună. Ar fi fantastic. Au fost mulți ochi aseară la meci, de prin străinătate, de prin vest. Foarte mulți scouteri care s-au uitat la meci au fost pe stadion ieri. Și ar fi un moment fantastic pentru el și să reușească să se transfere. Știu că își dorește, știu că și cei de la FCSB își doresc foarte mult pe el să plece. Și e un moment propice pentru el. E într-o formă fantastică. Da. Golul, te întreb ca atacant acum, nu ca acționar lui Faru. Golul capodoperă, nu? Are o preluare puțin în interior, dar exact cât trebuie să nu mai ajungă bolii la ea. Apoi, sigur, liniștea pe care o are și faptul că are încredere în el, vorbim de forma de moment în care se află. Și are liniște și apoi execută portarul. E jucătorul exponențial, da, după părerea ta, nu la FCSB în momentul de față? În momentul de față e un jucător care iarăși trece într-o formă bună. Face... Am avut forme bune. Da. Glumind puțin, e Alibegul lor. A fost și Popescu când a avut tot așa o perioadă fantastică. Nu, eu vorbesc acum. Mie mi se pare că e Alibegul lui FCSB. Așa mi se pare în momentul de față. Da. Mă rog, nu mi se pare că e chiar Alibec. Noi cu Alibec suntem, sau mă rog, ne punem mai multă bază în Alibec decât își pune FCSB în Florinel Coman. Cu toate că e un jucător care e în formă. Dar mai are jucător FCSB-ul și vedem că totuși are de unde alege, ce să mai. Faptul că are la dispoziție un Cordea care poate să intre oricând de pe banca de rezerve, Minculescu care intră de pe bancă, sunt jucători care
pe care s-au plătit bani și pe care și care au demonstrat că da, sunt cei mai buni jucători de prin Liga 1. Până la urmă, nu prea au fost ei și o echipă, dar în rest jucători au avut întotdeauna. Începe presiunea să-și pună amprenta pe jucătorii voștri mai tineri sau e prematur spus asta? Nu, nu cred. Vă spuneam data trecută că anul e presiune non-stop. GKC-ul o presiune în care presiune mai mare de atâta n-ai, nu, nu există. Așa că nu, din punct de vedere n-au o problemă, nu cred că au o problemă. Hagi dezamăgit ieri după meci? Nu știu, ați apucat să vorbiți sau ce, supărat, dezamăgit? Normal, e normal să fii. A dormit azi noapte? N-am stat cu Gică azi noapte, dar vă dați seama că nu e... Nimănui îi convine înfrângerea și că nu te simți bine după o înfrângere. Mai ales e un meci atât de important, pentru că dacă am fi reușit să... chiar și un rezultat de egalitate, luam o opțiune serioasă. Da, corect. Practic a fost prima finală a play-off-ului. Da, și ne așteaptă un joc clar că bun, a trecut meciul ăsta, dar te pune pe gânduri meciul care vine, meciul cu CFR, un meci în care iarăși trebuie să găsim soluții și să recuperezi jucătorii, să fie, pentru că noi nu ne permitem să avem cel mai să avem 24 de jucători toți de același nivel și trebuie să recunoaștem asta. Și atunci, na, trebuie să facem tot ce stăm puțin să-i recuperăm pe ăștia pe care avem. L-am văzut pe Borza după ce l-a certat Hagi când a ieșit că a izbucnit în lacrimi. Chiar m-a impresionat. E un copil până la urmă. Nu știu dacă l-ai văzut pe transmisie, a început pur și simplu a dat lacrimile. Nu, repet, te călesc jocurile astea și presiunile nu te face, nu-ți face altceva decât să te facă un jucător mai bun și să te ambiționezi mai mult. Da, eu zic că trebuie să mergeți mai departe. E o înfrângere, dar sunteți pe sunteți pe locul 1. Până da, la urmă, Ciprian, sunteți la mâna voastră, știi, vorbind exact, pragmatic. Exact. Suntem la mâna noastră, depindem de noi, așa cum am depins tot acest campionat. Și atunci iarăși va fi foarte important, așa cum remarcați și voi, cum va reacționa Gică Hagi și cum va reuși el să surprindă până la urmă adversarul și să recupereze echipa moral, iarăși e un aspect foarte important. Fizic. Totuși ai o săptămână la dispoziție. Problema e că psihic iarăși vii după o înfrângere, după un meci și greu de digerat și Gică știe să facă lucrul ăsta. Așa și te duci la un meci cel puțin la fel de greu, la Cluj. Exact. La Cluj. Eu zic că se joacă totul, știi cum e. Și să-ți mai spun un lucru, Ciprian. Eu, până la urmă, spun la modul cel mai sincer. Dacă nu știu, Doamne, nu vă urez asta, pentru că aveți o echipă minunată și o echipă care chiar merită să ia titlul. Să zicem că nu câștigați titlul. Să zicem, că acum știi cum e, da? Până la urmă, nu știu dacă e o tragedie la voi, Ciprian, că nu câștigați titlul. Sincer. Nu erați favoriți, nu e ca și cum, nu știu, ați băgat 25 de milioane de euro în jucători vara asta și așa mai departe. Evident, ar fi oarecum nedrept ținând cont că din 30 ceva de etape, 90% sau 88%, am citit o statistică, voi ați fost pe primul loc. Dar cred că eu n-aș merge pe zona de tragedie, ca să zic așa. Hai să ne mergem chiar așa departe și să nu ne gândim atât de departe. Încă suntem la mâna noastră, Horia, și o să facem tot ce ne stăm puțin să câștigăm acest campionat. No, și sunt convins de asta. Sunt convins și că Hagi n-a dormit, Ciprian, azi noapte. Sunt convins și deja pregătește meciul cu CFR-ul. Cu siguranță că nu poate să aibă liniște. El asta trăiește, asta face zi de zi. E clar că n-avea cum să aibă liniște după meciul ăsta. Da. Știi ce m-a mirat puțin? M-a mirat puțin că l-a criticat pe Luis Munteanu. L-am văzut așa vehement. A criticat atacanți. În general a spus că s-a așteptat la mai mult de la ei. La cald atunci e clar că supărarea e mare. Și, repet, faptul că n-am ținut de minge, n-am fost temători. Bine, presiunea a FCSB, până la urmă, să le dăm cezarului ce al cezarului. Faptul că le-a reușit pressing-ul ăsta și ne-au închis foarte bine, n-am avut soluții de multe ori, am jucat haotic, s-a datorat și jocului bun pe care l-a făcut FCSB.
Da. Elia Saralambus, un nume pe care nu-l veți uita după seara de ieri. Mai vine și la Constanța. Cum? Vine și la Constanța. A, vine și la Constanța. Dar hai să încheiem cu tonul ăsta pozitiv și războinic. Vine și la Constanța, corect. Mulțumesc mult, Ciprian. Mulțumesc și baftă mai departe. Doamne, hai, dăm și noi exclusivitate? Ca de obicei. Băgăm o exclusivitate? Da, marca Fanatic? Da, Florinel Coman, șanse mari la vară să plece la Sporting Lisabona. A mai fost o ofertă pentru Florinel de la Sporting în 2020. Atunci Sporting a făcut o ofertă de 9 milioane de euro. Gigi a vrut atunci 11 și a căzut transferul. Nu e povestea lui Hagi cu Premier League. E alt transfer. Dar țineți minte că s-a scris la un moment dat. Nu trage cu ochiul răchită. E exclusiv. Te-am văzut. Da, dar tu îți dai seama că știi că Mutu a vrut să-l ia pe Florinel când... Da, da, îți dai seama rapidul. Ce afacere făcea. E o exclusivitate marca Fabrizio. Da, marca Fabrizio Romano, alias Cristi Coste de la Fanatic. Deci în 2020 Gigi a cerut 11, Sporting Lisabona a oferit 9 milioane în 2020 și nu s-au înțeles. Și acum că au revenit în forță și vor să-l ia de la vară neapărat pe Florinel, cei de la Sporting Lisabona. Ci că ar fi fost și aseară în tribune la scoutorii de la Sporting, au fost și aseară și oferta este foarte, foarte serioasă. Mă rog, mai multe detalii o să găsiți, sume sau cât ar cere acum, pe cât ar putea să plece, găsiți pe site-ul fanatic.ro. Eu cred că pleacă Andrei Vivi, eu cred că pleacă Florinel. Eu cred că dacă va câștiga pe CSB-ul campionatul, nu va pleca, nu va sta Gigi, va vrea să joace în Champions League, așa cum zice Gigi, și va vinde după aia. Nu cred. O să vedem. Uite, să cred că la 10 milioane de drumul ieri. Eu cred. Nu cred. CSB-ul, dacă va câștiga campionatul, Gigi nu-i va da drumul să plece. Cum? Că știi că i-a zis lui Balint, domnule Balint, o să vedeți că CSB-ul va juca în toamnă în Champions League. Dar și fără Florinel e greu să joci, să ajungi în grupe. Nu, cred. Eu zic că dacă ia 10-12 milioane, îl dă secundă. Și îl muți pe Tavi la locul lui în stânga și l-ai pe Miculescu, l-ai pe Cordea, că nu n-ar rămâne descoperit. Să ajungi în grupele să mai mult pe Miculescu, exact, care i-a plătit 1.800 pe el. Eu cu Arsenal sau cum mai știu cine joci. Bine, cu și siguranță. Asta dacă îl ții pe Florinel Coman îți garantează că te califici. Ai o șansă în plus, dar la o echipă de talia lui Arsenal trebuie să ai vreo 10 de Florinel în forma din momentul de față. Într-o formă bună, clar. E normal să plece și la un moment dat. Eu zic că nu-l ține, eu zic că pleacă. Gigi e dacă cu bani. Dacă nu-l dă acum, în vară... Se va întâmpla cum s-a întâmplat cu Tănase. Cu foarte mulți jucători. Exact. Te care oferi, au fost într-o formă foarte bună, nu-l dai îl dă, și pe aia dai pe 2-3 milioane. Și vrei să spun ceva și se gândește și Gigi. Gigi e comersant, cum se zice, știi cum e, Machidonis comersant. No, el se gândește, bă, dar dacă iară nu, iară intră. Oria, dar bă, dacă intră, cum să nu iau 10 milioane pe el? Are pe Miculescu acolo. Și eu cred că-l va da și în același timp cred că este o mare șansă pentru Mailat. N-ați lucrat cu Gigi, de-aia nu știu. Eu am lucrat și eu. Ba, da. Nu, stai că e interesant ce zici. Pentru Mailat ai zis? Da, trebuie un jucător la schimb acolo, nu? La schimb. Păi, da, și nu e Tavi Popescu? Păi Tavi Popescu este. A, o rezervă. Da, dar Tavi Popescu ți-a arătat aseară că poate să joace impecabil ca un tată de albine și a jucat perfect. Păi da, a jucat perfect, dar ce faci cu Miculescu pe care ai dat un milion și ceva? Păi ce să mai nu-l faci nici la anul? Și nici pe Cordea. Păi stai că, l-a tot băgat. Păi nu. A băgat puțin. No, eu îți garantez că dacă se pregătește plecarea lui Florinel, Mailat este nou jucător al FCSB-ului, cum zice Andrei. Și cum a zis Iftime aseară ieri în emisiune la noi. La 1,5 milioane. Nu știu, la cât o fi, știi cum îi dă? Îi dă 700-800 de mii, coadă de 10-15% și tot ajungi să iei 2,5 milioane, 3 milioane pe mai milion, la. Iar la Iftime este bugetul pe jumate de an. Da. Dintr-un jucător. Adică, scuză-mă, despre ce vorbim până la urmă? Adică știi? Vorbesc ca de obicei la 2 milioane, la 800 de mii face pachet și trimite la 80. Da. Ceva de gen, da. Ei, ceva de gen. Tu ce zici, pe 10 milioane îl dă? Eu zic că îl dă pe Florinel. Eu zic că îl dă. Și nu, și l-aș da, eu l-aș da. Nu l-aș mai ține. Eu nu l-aș mai ține, Vivi. Bă, Vivi, pe 9 Vivi, și Doamne ferește, faci o accidentare. Când e conferința de la palat? Când e? Nu e nicio conferință. Nu, da, în momentul când i-a prelungit contractul lui Florinel Coman și i-a mărit salariul, a spus patronul de acolo că i-a promis că dacă el joacă bine, la prima ofertă concretă va fi lăsat să plece. Da, vedem. Hai că poate ne lămurește un om care oricum știe mai bine cum e cu treburile astea, cu transferurile. Cei mai importanți impresari, frații Becali, este la tine telefon Victor Becali. Victor, salut!
Bună ziua și Hristos a înviat. Adevărat a înviat și Paște fericit sau mă rog, ce-a mai rămas din... Ce-a mai rămas din, din Paște. Da. Victor, meci frumos, meci bun aseară, FCSB relansează campionatul. Te-am văzut acolo, îl tot luai în brațe pe Bănel Nicoliță, pe acolo, pe transmisiune. Da, spus... nu l-am văzut de mult și mi-a făcut plăcere. Da, a venit Bănel, știi ce a venit, când a venit la emisiune? Mi-a sărit în brațe, gata, nea, Victor îmi găsește echipă, este! Da. Zic cum da. Bă, Bănele, pleci de la mine, de la Fanatic? Da, bă, plec, îmi găsește Nea Victor echipă. Ați fost în prim plan aseară, v-am văzut pe imagine. Da, nu știu. Da, ați fost în prim plan. Da, mi-a făcut mare plăcere să-l văd pe Bănel, nu-l văzusem de mult. Un băiat minunat, Bănel. Luați-l la voi, Victor, că nu știu cum să scap de el la emisiune. Am bătut palma cu el la începutul sezonului și nu știu cum să scap. Păi nu cred, acum cred că trebuie să-i renegociezi contractul. Victor, vorbim după emisiune, da? Lasă, hai că vorbim noi după emisiune. Da. Cum a fost aseară? Noi am ajuns la concluzia că Victor este absolut meritat a FCSB-ului. Da, sigur, categoric. Nu cred că a fost contestată de nimeni de la Farul, fără dubii. A fost victoria meritată la FCSB-ului, echipa care a dominat, care a controlat joc, care a jucat mai bine, dar adică, nu putem spune că și FCSB a făcut un joc extraordinar, dar a fost un jucător, Florinel Bănel, că tot vorbea Florinel, într-o formă bună, este într-o formă bună, de ceva timp și a revenit, deși a trecut printr-o perioadă destul de grea și de lungă. Este într-un moment bun. Dar fără discuții FCSB a meritat victoria. Campionatul acum relansat 39, 38, 37. Nu? Sau ceva exact, ăsta, da. Exact. Da, da, da. Exact. Da. Va avea un final de campionat foarte, cum n-am avut, cred că, niciodată în ultimii ani. Corect, corect. Așa gândește-te, așa Victor, la un lucru. Gândește-te la un lucru. Dacă făcea măcar egal Craiova la Farul în etapa precedentă. Da, da. Egal, nu se bată. Nu se bată. Craiova ar fi avut 33, Farul ar fi avut 37, CFR-ul 38, FCSB-ul 37, ar fi fost și Craiova în cărți dacă făcea măcar egal la Constanța. De ce spun asta? A condus de două ori, la asta mă refer. Da, da, corect, așa e, da. Fotbalul vedeți cum este. Și FCSB-ul a avut ce meci a pierdut cu Viitorul aici, în ultimile minute. Victor, ce s-a întâmplat cu Florinel? Cum a reușit să treacă peste perioada grea cu presiune? Știm bine ce presiune e și de la Gigi la FCSB. Cum să spun? Chiar e greu să joci la FCSB. Și totuși, iată... Dacă ești, ai caracter puternic și stare de, ai tărie de gând, treci. Sigur că nu este ușor. Mai ales că el nu... Problema de presiune, problema lui, au fost accidentările care l-au ținut mult de... departe, de a avut accidentări destul de urât și a revenit destul de greu și nu e, a avut așa cam vreun an de zile foarte, l-au tot măcinat accidentările astea și atunci sigur că dacă mai intervine și presiunea și așteptările foarte mari de la el, a trecut, bravo lui, merită felicitări și a găsit liniște, are un copil, s-a maturizat, Florinel are 25 de ani. Are 18 ani, nu? Da, corect. S-a maturizat, s-a pregătit bine, muncă multă, astea sunt, cred. Dar cum a reușit mental totul să treacă peste critici, peste perioada aia în care era praf? Că eu aici văd marele câștig al lui. Normal, pentru sportivii de performanță, criticile trebuie să-i mobilizeze. Asta e părerea mea. Dar tu cum, îl știi pe Florinel bine? E un tip puternic mental așa? Sau și pentru tine o surpriză care a venit așa de repede la forma asta? Nu, eu știu că el este un tip puternic, încrezător. Și e încrezător în forțele și în valoarea lui. Nu, el crede, adică este important să nu crezi, să ai o impresie așa
foarte bună despre tine, dar să crezi în tine și să ai impresie bună despre tine, nu e nimic rău, este un lucru foarte bun. Uh-huh. Și poate ajuta un sportiv în cariera lui. Uh-huh. Deci are un psihic foarte, foarte puternic, Florinel. Da. Da, da, mm-hmm. da. Bine, da, și l-a echilibrat, da, familia, asta e clar, de când cu copilul, păi mi se pare Florinel. Da, familia, vine un copil schimbă viața unei familii, nu, el și-a găsit, asta e, da, știu, dacă s-a mai zis, se mai zic de copii, domnule, sunt și ei oameni, au la vârstele astea 18-19 ani, ce sunt, doar nu sunt sfinți, nu? Mm-hmm. Ei, uite că a devenit un sfânt, Florinel. Este, bravo lui, merită, să v-a spus, într-un moment foarte, foarte bun. Sau, și sunt convins că o va ține așa. Da, mă auzi? Sau joacă dumnezeiește. Hai să nu zicem că o fi vreun sfânt, dar joacă dumnezeiește. Nu, da, mă refer fotbalistic, nu mă refer... Joacă bine, da, joacă bine. Este într-un moment foarte bun. Mm-hmm. Noi am dat o informație pe site, pe Fanatic, acum o jumătate de oră, din sursele noastre, și vreau să te întreb dacă știi ceva, ar fi revenit interesul lui Sporting Lisabona pentru Florinel. Dumnezeu, o fi posibil, dar noi, dacă vă spun cu siguranță că am fi știut. Deci e posibil, dar sigur, nu e ceva oficial. Nu. Dar și eu nu știu nimic. Nu știu, este posibil să fie, dar nu, mm-hmm. nu. Au fost mulți scouteri la meciuri? Au fost foarte mulți scouteri la meci. Și care s-au văzut în tribună cu noi și care nu s-au văzut. Sunt mulți de prin Anglia, de prin Germania, de care ei vin așa, nu vor să-i vadă nimeni și nu-i vede nimeni. Mm-hmm. Sigur au fost și pentru... pentru că o partidă interesantă, din ce privește poziția în clasament, și FCSB-ul este o echipă cu nume, o echipă cu jucători interesanți, dincolo Hagi și cu puși lui, destul de, adică foarte interesanți câțiva puși de la Hagi, și au venit oameni să vadă. Venit și din Bundesliga și din Premier League, adică oameni importanți, nu da, vin de peste tot, de foarte multe ori vin și nu știm noi că au venit. Sunt englezi, nemții, vin așa, propriu. Pășestache. Da. Victor, ce s-a întâmplat cu Farul ieri? Ce s-a întâmplat cu Farul? A întâlnit o echipă mai bună pe CSB-ul. Poate copiii ăștia nu sunt învățați așa cu mai mare presiune. Sunt copii foarte tineri. Vă dați seama, Borza și cu Mazilu, 17 ani. Totuși nu e normal la vârsta lor să se mai întâmple fluctuațiile astea de formă. Au făcut câteva meciuri bune. Nu poate să fie meci de meci... dar oricum, deocamdată, sunt în fruntea clasamentului. Da, au părut, cum să spun, parcă a părut FCSB-ul, parcă au părut mai determinați, mai bărbați, parcă ieri. Echipă, păi da, și hai să spunem că poate fi și adevărat că e o echipă mai de bărbați, pentru că sunt mai bărbați. Acolo v-am spus, sunt jucători mult mai tineri. Uh-huh. Chiar cruzi, putem spune. Da, l-am văzut pe Borza, i-au dat lacrimile când l-a certat Hagi pe transmisie, când l-a scos. Păi da, îți dai seama, normal, ce vrei. Ceartă Borza, Mazilu, deci sunt jucători, amândoi n-au împlinit 18 ani. Deci mai au până împlinesc 18 ani. Nu este așa ușor, să joci meci de meci și împotriva FCSB-ului, care FCSB-ul a devenit o echipă cu jucători maturi, o echipă mai matură, mai cu jucători... cu atâtea meciuri, câte meciuri are Florinel Coman, câte meciuri are Olaru, câte meciuri are, hai să spunem de acum, și Tabi Popescu, chiar dacă are 20 de ani, nu? Da, da. Apropo, cum ți s-a părut Tabi pe banda dreaptă? Păi, Tabi n-a jucat rău. Eu spun că n-a jucat rău, chiar dacă golul Farului a venit acolo la o greșeală, dar nu contează. Eu zic că Tabi n-a jucat rău, a intrat foarte bine și nu e postul lui. Dar, sigur că, jucând acum Florinel foarte bine, a trebuit să-i găsească altă poziție. Dar eu spun că n-a făcut-o rău. Uh-huh. Nu, ne-a plăcut. Mie mi s-a părut că a jucat foarte bine pe banda dreaptă. Și mie mi-a plăcut. Gândește-te că l-a avut adversar pe lăudatul Borza, un jucător foarte bun, chiar dacă tânăr, și l-a cam subordonat pe Borza.
E adevărat, dar să vedem acum că și Mazilu a avut pe experimentatul Radulovici. Nu? Da. Și a avut o grea bietul Mazilu. Un jucător experimentat? Păi sigur că da. El un jucător crud, un jucător care a întâlnit un jucător cu experiență mare, atât de meciuri jucate în mai spunem în Liga 1, nu mai spunem și pe unde mai jucat și pe la echipa lui Națională, dar asta este. Încă se joacă. Important e că vom avea un final de campionat cum n-am avut de foarte mult timp. Da. FCSB-ul, la ce ai văzut aseară, poate să ia titlu? Da, cum să nu? Pentru că poate. FCSB-ul, v-am spus, este o echipă mult mai, adică mi se pare o echipă mai matură acum. Uh-huh. Mai matură, mai mare. Jucători mari. Sigur, și după atâtea campionate pierdute, o echipă, mi se pare o echipă destul de motivată să câștige titlul. Uh-huh. Sigur că CFR Cluj nu mai este CFR Clujul chiar așa cum a fost și vorbim și Firenze, normal, după 5 campionate câștigate să nu mai fi. FCS Farul, o echipă care își dorește cu jucători tine, dar FCS o echipă oricare dintre ele poate lua campionat. Da, îți dai seama, da? Nu pot să spui că dacă se întâmplă ceva etapa viitoare, ai și cineva din cursă. Nu. Se pot întâmpla de la meci la meci, se poate schimba situația complet. Victor, îți dai seama, nu, ce face A1 de la Pala dacă ia titlul, da? Deci îți dai seama, Gigi, dar spectacol va fi. Da, și nu are dreptul să facă... Îți dai seama cum ne ia pe ziariști și pe ăștia la fete. Na, mă, na, că am câștigat titlul, v-am arătat eu cine e Gigi. Da, da. Cum? Victor, show va face dacă ia titlul. Da, are, normal că are dreptul, ar fi chiar culmea, normal, să se bucure omul, nu? Dar îți dai seama ce spectacol va fi dacă va lua FCSB-ul cu Gigi antrenor campionatul, da? Alo! Aoleu, ia tăia Gigi, ia mai încercați să refaceți legătura. A tăia Gigi, firul. Mai refaceți legătura. A tăia Gigi, a? A venit Gigi, țâc. Înțelegi? Să pregătesc de Liga Campionilor. Da, se pregătește de Liga. Da. M-ai înțeles? Da. Da. Se pregătea Borcea, cine? Da. Nu, asta, vrei să spun ceva? Te rog frumos, că na, bănuiesc că vorbiți, că din când în când mă gândesc că vorbiți, nu cu Gigi. Spune-i lui Gigi așa, bă, te rog eu frumos, nu mai zi prostia aia lui Borcea că ne pregătim de Liga Campionilor, că de la aia i s-a tras lui Borcea, n-a jucat niciodată în Liga Campionilor. Dar ai avut ghinion. Da, nu, dar să nu prea și Gigi pe asta cu ghinionul că ne pregătim de Liga Campionilor. Da, dar el a mai jucat în Liga Campionilor, așa că nu ar fi Gigi, n-ar fi prima. Da. Prima dată. Corect. Două întrebări scurte de final, da. Victor. Una, da. E nedrept ce pățește Mutu la Rapid, că îi se cere demisia? Da. Este nedrept, pentru că nu... Dar la Rapid e ceva obișnuit. Obișnuință, nu? Mutu ce putea să facă? Cu achizițiile care s-au făcut? Nu s-au făcut achiziții... Nu, cu achizițiile care... Mult, cu achizițiile care... Cu achizițiile care nu s-au făcut, nu care s-au făcut. Păi da, achizițiile care nu s-au făcut, corect. Dar deci nu cred că este... Mi se pare că e nedrept. Față de mult ce se întâmplă cu el, pentru că eu zic că totuși a făcut o treabă bună. Dar dacă vor face investiții sau nu vor face investiții, îi se va cere și următorului antrenor demisia. Uh-huh. Uh-huh. Da, clar asta e clar. Și noi, și eu sunt de acord, adică chiar nu, din contră, mie mi se pare că Mutu a scos maximum la lotul care îl are, să știi. Corect, așa este. Nu? Așa este, asta este și părerea mea. Adică să-i cer demisia, mi se pare, știi cum e, prea mult emoțional acolo în Giulești. Da, așa e, așa a fost Rapidul de când este, e prea trez, prea intens. Da. O simte și Mutu acum. Da.
Da. Da, ai mai vorbit cu el, cu Adi, că știu că sunteți prieteni. Nu, n-am mai vorbit. Da, sunt relații foarte bune, dar nu, n-am mai vorbit de ceva. Sunt convins că se simte nedreptățit, e afectat de ce se întâmplă. Păi, mi se pare normal să fie. Da. Mi se pare normal. Și cealaltă întrebare, cum ți se pare demersul domnului Dâncu cu amendarea, să zicem așa, între ghilimele, a legii sportului, cu îmbunătățirea, mă rog? Da, domnul Dâncu face așa pentru, de dragul sportului sau ce? De dragul sportului face schimbarea legii sportului sau amendarea unor articole, de dragul sportului în general, o face sau? Păi, eu mă îndoiesc. Păi și de ce crezi că o face? Păi de ce o face? Pentru Steaua. Pentru Steaua, nu pentru Steaua, nu pentru FCSB. Din punctul meu de vedere, FCSB este Steaua. Asta e o altă discuție. Uh-huh. Dar eu mă întreb, dacă o veni vreun investitor pe acolo și peste câțiva ani de zile se mai trezește un talpat, ce face? Așa, adică? Ce face și investitorul? Ajunge în situația lui Gigi Becali? Și ăla? Aha, îl ia talpan și îi spune, n-ai băgat bă niciun bani, norocitule, nu? Păi și atunci ce facem? Adică stai... Ne trezim că iar procese, ne mai judecăm, ne mai facem, ne mai drecem. Bun, adică tu spui că domnul Dâncu are un interes egoist, adică este o lege cu dedicație, asta spui tu de fapt? Din punctul meu de vedere, da. Dumnezeu, dar vedeți, acum mulți dintre cei care au fost jucători, fost de glorie, ei nu fac asta, ei fac din că îl dușmăresc pe Gigi Becali, nu că îl dau ei. Pentru că alții au și antrenat echipa asta. Bine, știu, te referi la unul cum e Lăcătuș, de exemplu, eu înțeleg unde bați. Da, și nu numai Lăcătuș. Nu mă refer la Lăcătuș, că Lăcătuș se încadre... Adi Popa ce a făcut? Adi Popa unde a jucat? Oprița. Adi Popa n-a jucat la Gigi Becali? N-a jucat la Gigi Becali? Oprița unde a jucat, la fel. Păi și mulți, mai mulți, nu la Marius, nu mă refer la mine. Nu, dar bine, Marius se încadra în ce ai spus tu, că unii au și antrenat, că Lăcătușa și-a antrenat. Și-a antrenat, și Piții a antrenat. A, și Piții, da, corect. Dar știi că știi că la mine e mai greu cu Piții, știi cum e, când audă Piții îmi trece pe la ureche așa. Da. Nu, că nu e. Să știi că relațiile sunt, cum să spun, s-au încălzit așa de la distanță. Cred că ne împrietenim până la urmă, știi cum e în viață. Nu? Asta e viața, nu. N-ai normal. Niciodată să nu spui niciodată. Nu. Iar Pițurcă, mie ce-mi place la el este că știi cum e, omul are coloană și are părerile lui la care ține. Da, adică domnule, nu poate contesta nimeni lucrul ăsta. Nu poate contesta nimeni. Dar, la acum, ce te referi? Ce nu poate contesta? De calitățile lui Pițurcă. Și nu, de coloana are Pițurcă, coloană de personalitate. Pițurcă are coloană și are personalitate. Asta e adevărul. Adică nu trebuie să fii de acord cu el, dar omul își ține părerile și le apără. Da, domnule, da, sigur. Este, eu nu pot să-i condamn pe cei care spun altceva. Ei spun părerea, eu pot spune și eu părerea. Știu, deci tu crezi că toate glorile de fapt au râcă cu Gigi Becali. De fapt asta e ideea. Asta e părerea mea. Uh-huh. Asta e părerea. Știți ce? Am auzit o chestie foarte, foarte mișto spusă de Luca Adam. Și dumneavoastră, dacă îmbătrâni să iau un jucător, ce fac? Cumpără un jucător sau un dab? Care e nevoia mai mare? De un jucător sau un dab? Da, corect. Corect. Așa este. Corect. Da. Corect. Da. Ce face domnul Dâncu? Ți se pare corect? Ținând cont că e cu dedicație? Nu mi se pare corect. Mie nu mi se pare corect. Domnul Dâncu e peste tot. Ca Rapidul, sunt peste tot acasă. Adică? Nu știu cum se cântă imnul Rapidului, suntem peste tot acasă. A, și de ce? Domnia să e peste tot și pe la Cluj și pe peste tot, ia? Și pe la Federație și pe la peste tot. E un factotum, înțeleg, nu, domnul Dâncu? Da.
Păi, se zi... Există oameni care pot face de toate. Am înțeles, da. Foarte talentați. Există oameni atât de deștepți și de puternici încât pot face de toate. Era un film, Victor, Talentatul Dom Ripley, așa se numea filmul. Un film foarte bun. Da, cam așa, da, știu. Așa e, așa e și cu Talentatul Dom Dâncu, nu? Da, nu știu, pot să zic, nu îl cunosc. Nu îl cunosc foarte bine. Când l-am cunoscut, eu era dinamovist. Asta e culmea. Pa, asta, jur, da, că asta n-am mai știut. Nu, vorbesc foarte serios. Deci eu vă spun, când eram ministru pe guvernul Năstase, era Dinamo, vedeam la meciuri la Dinamo tot. Când era Dinamo, atunci pe val puternic, nu? Da. Când e sub val, nu mai e nimeni dinamovist. Am înțeles. Crezi că CSA-ul va primi drept de promovare? Acum în vară mă refer. Eu nu cred că va trece, pentru că reacțiile pe care le-am văzut eu prin presă și prin, știu, oameni de prin coaliție, nu știu, nu cred că va trece. Da. Da, vedem ce se întâmplă. Te duci la meci diseară? Da. Nu. Păi, de ce nu te duci? E Steaua Dinamo diseară, cum? Da, domnule, corect, este Steaua Dinamo și eu sunt dinamovist, dar nu mă duc în contingența la mea, nici n-am fost niciodată de când s-a dus. Nu că nu mă duc dintr-un motiv anume, Doamne ferește. Nu pot să mă duc la meci de seară. Am înțeles. Bine, atunci, Victor, mulțumim. Bine. Vreau să doar un singur lucru vreau să te mai întreb. Ceva concret aveți acum pentru vreun jucător la ora actuală, dintre cei pe care reprezentați sau nu? Cine spune că există ceva concret în momentul ăsta, nu vreau să spun că minte, exagerează. Nu există nicio echipă care în momentul ăsta poate face ofertă. Nu se poate nici din punct de vedere regulamentar, nu se poate face și oamenii deocamdată urmăresc. Trag niște concluzii după ce se termine campionatele, de-abia atunci prezintă două, trei variante în postul respectiv sau tine talentat sau nu e, astea sunt lucruri de chestii de presă care apar acum. Nimeni aud câteodată, eu m-am gândit foarte tare că văd, nu știu ce echipă a oferit atât. Dar nu oferă, prima dată oamenii întreabă, nu oferă. Am înțeles. E, lasă că ar da ei acum un 10 milioane pentru Florinel. Dumnezeu, știți care este problema? Da. Problema este nu cât un club cere și altul oferă. Problema este să existe oferta. Întâi. După aia, să existe cineva care să întrebe, clubul să ceară și după aia să facă oferta. Aha. Adică și contraoferta. Și nimic, nu, Victor, nimic pentru Bănel? Da. Pentru Bănel tot timpul există. Pentru Bănel are oferta deschisă, în alb, tot timpul. Mulțumesc din toată inima. Mulțumim, Victor. Zi bună, mulțumim bine, frumos. Sănătate, numai bine, vă salut pe toți. La revedere. Bun, hai să mergem și la Gabi Safta. S-ar putea să intre Gigi de la Palat în câteva minute. Pregătiți-vă! Hai că avem emisiune lungă astăzi, da? Pregătiți-vă, da? Așa, s-ar putea să intre Nea Gigi de la Palat, îți dai seama, ololololo. Așa, da, e bun Gigi, nu? Ia zi, să uită lumea, să uită lumea de rupe. Bun, hai să vedem ce se mai întâmplă și pe plan internațional. Ocolul Pământului în 8 minute cu colegul nostru Gabi Safta. Toate noutățile de azi noapte și de azi dimineață pe plan internațional. Știri interesante, dar și știri mai dezbrăcate, așa, mai sexy. Haideți! Salut, Gabi! Bună dimineața, Horia! Bună dimineața tuturor și tot s-a înviat pentru cei pe care noi am văzut ieri. Salut! Cine bate diseară? Steaua sau Dinamo? Eu mă bucur că a bătut aseară Steaua, în FCSB-ul. Aha, am înțeles. Mă auzi, nu-ți plac întrebările astea, cine bate diseară Steaua. Mă auzi, intenționat am băgat așa jordeaua. Dar întreabă-l de afișul. Niță asta n-am văzut așa ceva, bă. Băi, Tolontane, băi, Țepelin, dați-vă o primă, numai pe GSP stă, bă, frate. Fanatic.ro
Băi, Gabi, dați o primă. Bă, te rog eu, Țepelin, dă-i o primă lui Rob Luniță. Eu aștept prima de la Fanatic. La, observ, mai înțeles. Bă, prima dar numai cu telefonul, stă. Mai înțeles, dă 7 ori pe Fanatic, dă 8 ori pe GSP. Ce face, mă? Apropiați puțin, vă rog. Da, da, vrăjeala, schimba repede din tastatură, stai liniștit. Uitați. Da? Dar nu vrea cu prima, de-aia o tot încearcă cu GSP-ul, că știe că Fanatic e numărul 1 și nu vrea să... Nu, lasă-i că nu. Sunt și sunt... La Ronaldo. Sunt foarte... Sunt foarte bun. Sunt bun și GSP-ul. Suntem acolo numărul 1, nu. Sunt bun. Vorba tricoului, sunt bun, dar... Da, da, Gabi, te rog, deci nu mi-ai zis cine bate diseară, Steaua adevărată sau Dinamo? Eu sper să bat echipa care e mai bună. Aia din poză? Aia din poză? Aia i-au bătut pe toți. Da. Gabi, ce e pe plan internațional, te rog? Încep cu două știri din această dimineață, așa cum îți place, știri de ultimă oră. În urmă cu puțin timp citeam ziarul Szegla Sportowi din Polonia. Îi face o extraordinară prezentarea lui Costel Gâlcă, despre care se spune că e cel mai cunoscut antrenor din Polonia, din afara țării, stranier. Se spune că a jucat, îi face prezentarea 68 de meciuri pentru România în perioada de glorie, ca antrenor a condus spaniol și a avut succes cu Steaua. Polonezii scriu că a trebuit să se confrunte cu un patron de club care a încercat să-i dicteze lotul din închisoare. Este un om care nu se încadrează în mediul scandalos al fotbalului românesc, asta spun polonezii, care îi prezintă apoi cariera despre mondialul din 94. Gabi, scuză-mă, ți-a tradus Ovidiu Ianisoaia? N-am o poveste dacă ai 10 secunde cu avem, domnul Ovidiu avem. Ianisoaia. Dacă doar dacă un singur om poate să te întrerupă, nici măcar eu, Gigi Becali, dacă intră în direct de la Palat, atunci revenim la tine, atât. În rest, e emisiunea ta, dă-i drumul. Să ne ajute Dumnezeu. Deci nu Ovidiu, nu ne Ovidiu ți-a tradus, da? Că știi că e expert. Rumburac. Nu. A fost o poveste interesantă. Eu fiind la Gazetă, ne Ovidiu la Sportul Românesc, Polonia-România, ne apuiu antrenor, la Zabrze, parcă s-a jucat meciul, și a plouat două zile cât a stat România acolo. A venit un ofițer de presă al Naționalei Poloniei să-i dea informații lui Ovidiu. Eu stăteam în recepție, trăgeam cu urechea și scriam. Și la un moment dat polonezul spune ceva, ne-a Ovidiu n-a înțeles cuvântul și eu din spatele lui i-am tradus. S-a uitat la mine așa și pe urmă a rămas așa mut, stai puțin, Gabi, tu ce faci aici? Păi ascultam ce zice omul ăsta, păi de unde înțelegi? Păi știu poloneză. Aoleu, și o să dai mâine tot? A fost o poveste foarte haioasă. Da, pentru că am avut foarte mulți prieteni și am învățat poloneza. Am plecat în Polonia prima oară în 1984. Uh-huh. În fine, polonezii spun că Gâlcă a fost creierul de la mijlocul terenului, un foarte mare profesionist, dar se întorc polonezii la povestea de la Steaua și spune că a fost antrenorul acelui club și a avut o sarcină ingrată pentru că patronul Gigi Becali a vrut să-i facă el echipa sau tactica, să-i schimbe și antrenorii un patron care schimbă antrenorii ca pe mânuși. Gâlcă știa foarte bine, așa că a introdus o clauză în contract că dacă Becali dă afară, va trebui să-i plătească jumătate de milion de euro. Polonezii mai scriu în această dimineață că Becali se afla în închisoare, dar din spatele gratilor, prin metode doar de el cunoscute, reușea să dea telefon și să încerce să conducă și de acolo clubul. Am și o poveste la fel foarte scurtă cu Gâlcă și cu telefoanele lui Gigi Becali de la închisoare. Cineva din anturajul staffului lui Costel Gâlcă mi-a spus că la un moment dat, când Costel a realizat că n-are cum să-l mai oprească pe Gigi Becali din acele dorințe de a impune anumiți jucători, întreba cum se simte X, cum se simte Y și a început să-i spun exact invers, pentru ca la un moment dat Costel să trimită pe teren pe cine vrea el. Adică începea să-l mintă pe Gigi Becali despre cine în formă și cine nu este. Pentru că pe cel care îi spunea că nu e în formă, Gigi îl vrea în echipă. O tactică interesantă pe care o pot adopta și alți antrenori. Directorul sportiv la Radomiac este Octavian Moraru, moldovean care cunoaște foarte bine și piața din România și iată a pariat pe Costel Gâlcă. Da, doar o secundă, apropo de meciul de diseară, sigur, de la ora 19, parcă, nu? Da. Din Ghencea, dintre Steaua și Dinamo, văd o știre pe digisport.ro, pe site-ul colegilor noștri, George Găman va arbitra marele meci de diseară. Marele meci pentru Liga a doua, dar un meci mare al pasiunilor, pentru că va fi lume multă. De clasament. Da. Deci, Găman va fi, George Găman va fi arbitru. Te rog, Gabi, te rog să continui.
O altă știre, chiar de acum o jumătate de oră, Cristiano Ronaldo a postat pe Instagram o fotografie cu fetița lui, care astăzi împlinește un an, Bella Esmeralda. La mulți ani, la primul an de viață, dragostea mea, tati te iubește mult, este mesajul lui Cristiano Ronaldo pe Instagram. Ceea ce mi se pare interesant e că e singur fără Georgina. Da, o să vă rog ca idee, regia, așa pentru viitor, când dăm poze cu copii mici, cum e asta mică, ar fi bine să îi blurăm măcar ochii așa, din ce știu eu, așa ar fi cel mai indicat. Nu mă pricep foarte bine, dar știu că atunci când sunt copii mici, măcar să punem acolo o bănduță, din ce știu eu, poate greșesc, dacă greșesc, asta e. Dacă vorbim nu, după emisiune. Dacă nu se poate tehnic, dați-ne o poză cu mami. Cu mami al copilului. Da, cu mami. Da, te rog, Gabi, te rog. Ajungem și la mami imediat pe finalul informației. Uite, îmi scrie Adi Barna, nu ne dă Ronaldo în judecată. Aoleo. Da, vezi că ne dai idei, vezi că ai dai idei lui Cristiano. Da, Gabi, te rog, hai că te tot întrerupem. Da, nu-i problemă. Laporta a acuzat dur Real Madrid ieri în conferința de presă de Real Madrid. A spus că a fost susținută 70 de ani și că a fost echipa regimului lui Franco. Așa cum era de așteptat, Real Madrid a reacționat pe postul lor de televiziune și au prezentat un film. Un filmuleț în toate regula de 4 minute și jumătate. Reieșea că stadionul Camp Nou a fost inaugurat de ministrul general al lui Franco. Au fost prezentate momente când Barcelona i-a acordat de 3 ori medalii lui Franco. Momentul când l-au făcut membru de onoare al clubului în 1965 pe Franco. Dovezi că de 3 ori Barcelona a fost salvată de la faliment prin 3 decrete date de Franco. Așa că Real Madrid n-are cum să fie clubul lui Franco, atât timp cât Barcelona a luat și 8 titluri în acea perioadă, iar lui Real Madrid au fost... i-au trebuit 15 ani de Gabi, inteligent contraatacul Real Madrid, foarte inteligent. Foarte tare. Da, păi foarte, bine, adică chiar Porta, le-au dat peste nas rău de tot la catalani. Da, păi la ce a zis la Porta, puteți să desfințezi într-o secundă absolut nu, tot. Nu, la Porta nu l-a săltat nimeni după conferința de ieri? Nu știu, dar oamenii au fost Codruța revoltați. Codruța nu operează în Spania, Codruța? Ba da, ar trebui, în mod normal, păi, da. Ar ca trebui, da. Na. Oricum, presa a avut o reacție vehementă. De asta am așteptat 2 luni să vedem un circ. Au fost unele păreri. Lamentabilă prestația lui la Porta. Au mai fost alte opinii. A fost o altă opinie. Este seara de Champions League. Știm toți, diseară, Napoli-Milan, returul. Noaptea trecută, Horia, 10 de fani napoletani, chiar 200 se abdatează informația, au făcut gălăgie în fața hotelului Vesuviu, unde erau cazați cei de la Milan. Timp de 3 ore, până la 3 dimineața, au cântat, au claxonat, au suflat în vuvuzele, pentru că a devenit o modă să faci gălăgie în fața hotelului oaspeților sau să dai alarme false de incendiu. Între timp însă Napoli l-a recuperat pe Osimhen, știm, trebuie să recupereze un 1-0. Milan folosește diseară fix aceeași echipă din tur, ultimul meci acolo 4-0 pentru Milan. În celălalt joc, Chelsea primește pe Real Madrid după 2-0 pentru spanioli. Arbitrează italianul Orsato, despre care blândul, amabilul, decentul Modric a avut totuși o părere șocantă, spune că Orsato e cel mai slab antrenor din Champions League. Arbitru. Orsato, da. Arbitru, nu ai zis antrenor, ai zis cel mai slab antrenor, ai zis arbitru. Atâția antrenori despre care vorbim în fiecare zi. Da, normal. Numai la FCSB sunt vreo 3. Comisia Antiviolență din Spania a decis să nu dicteze ceva în cazul Valverde Baenia. A pasat cazul Comisiei Sportive, care are la dispoziție o lună să-l pedepsească pe Uruguayan. Riscă o pedeapsă între 4 și 12 etape. În paralel să continuă și ancheta penală, pentru că Baenia a depus plângere la poliție. Mai reamintește-le, te rog, spectatorilor, privitorilor, ce s-a întâmplat, că poate unii nu mai știu. În timpul unui meci din optimile de final în Cupa Spaniei, Baenia i-a spus lucruri odioase, oribile, sinistre, cinice lui Valverde, pentru a-l enerva, cum fac unii fotbaliști uneori. I-a spus că poate să plângă liniștit că fiul lui nu se va mai naște. Era cunoscută informația că soția lui Valverde avea probleme cu sarcina. După meciul din campionat, acum pierdut de Real Madrid, Valverde s-a dus în parcarea de la Bernabeu, la autocarul echipei Villarreal și i-a dat un pumn în față jucătorului de la Villarreal, spunându-i, mai ai curajul să zici ce mi-ai spus pe teren atunci? L-a lovit, iar Baenia a depus o plângere la poliție, spunând că niciodată nu ar fi zis acele lucruri despre
familia lui Valverde. Uh-huh. Acum vedem ce va decide Comisia de Disciplină, ulterior și poliția. Duminică Horia, președintele La Porta, le spunea spectatorilor în tribună oficială a stadionului Coliseum al lui Getafe că va avea grijă ca Messi să revină în Catalunia. E bine, Messi ieri și-a luat familia și a plecat. Nu a plecat însă nici în Arabia Saudită, nici la Barcelona, ci în parcul de distracții pentru cei mici, Disneyland, împreună cu familia lui Cesc Fabregas. Messi a creat o adevărată isterie în parc, a încercat să se ascundă într-un hanorac cu gluga pusă pe cap, dar degeaba. Oamenii efectiv au fost șocați să vadă că merg pe alee alături de Messi în Disneyland. Iar acum, cred că n-ați mai văzut ce vă arăt vreodată în viața voastră, incidente la campionatul mondial de snooker. Gabi, imediat o să revenim, scuza-mă, chiar e interesant cu snookerul. Hai să mergem la palat unde au început declarațiile lui Gigi Becali. Lăsați-ne să ne pregătim de Liga Campionilor. Doamne Becali, victorie categorică. Și s-a strâns. Dacă cum așa ce am mâncat aseară și nu văd ce impedimente ar fi să vin, ne poate sta nimeni, că se culpe de tot. Și am mâncat noi aseară, adică să nu lași adversarul deloc să preia pe ei fața, preții, adică plus de asta, numai că Tavi a funcționat în treabă, dar Coman este cum era Messi la Barcelona, adică dacă e Coman în teren, se rezolvă meciul. Că e prea bun, nu, niciodată n-a fost atât de bun. Și m-a bucurat când a spus, domne, mai pot mai mult. Cât de mult i-a crescut cota lui Coman acum? A, nu vorbim acum de cote, că n-are să vorbim de cote, că stai, știi, în campionat, mergem în Liga Campionilor acolo, mai acolo e altă piață mai mare. Domnul Becali, vă place acest play-off? Bă, mie îmi place, dar știi ce? Nu mai se facă domnul, că văd că nu prea le convine, adică Covaș, care e mare arbitru, adică m-a arbitrat el aseară, el a arbitrat, adică n-ai ce să-i reproșezi. Dar totuși, nu poți să-i spui, uite bă, adică să-i găsești o vină, adică că e inteligent arbitru. Dar arbitrat, s-a văzut, adică mai... Cam numai împotriva noastră. Nu poți să-i zici ceva, ce? Dar numai împotriva. Ca dovadă că nici 11 metri l-a dat, l-a dat avară. Adică ea s-a văzut clar. Nu? Începeți să aveți încredere în VAR mai mare? Păi, multe decizii reglate pe VAR. A avut aseară ce faci, s-a văzut care a pus piedică. Dacă era așa, la limită, stai domnule, că nu e. Nu știu. Ce știu că face domnul, că ei, nimeni, niciun om nu se poate pune în pentru al Dumnezeu. Și Tavi aseară l-a învârtit pe Borza, un jucător care vă place. Băi, îmi place, are 74. Și plus de asta, nu că Borza n-a fost el. Tavi, Coman, când sunt în formă, nu pot să fie niciun fel. Nu știu, prea put. Vine meciul cu Rapid. Meci cu Rapid, normal că o să jucăm tot așa, acum deja suntem și pe val. Nu cred că ne poate să. Nu vreau să spun mai mult, doar atâta spun, e greu. Nu ai cum să stai în care pe CSB-ul e la voastră. Îi pune în pericol și postul lui Adrian Mutu acest meci? Hai de unde să știu eu, mă întreb. Ați văzut că i-a strigat demisia. Nu am văzut că nu mă interesează pe mine ce se întâmplă. E bine că... Nu e casa, omul țează casa la alții, nu se numă capra vecinului. Păi, într-un fel e mai bine pentru FCSB că se întâmplă aceste discuții acolo, la Rapid. Nu mă interesează. La farul cu CFR ce vreți? Egal. Etapă perfect ar fi, nu? În egal la CFR. Ce s-a întâmplat? Dacă bate aia, ce s-a întâmplat e bine pentru noi. Deci, da, egal, eu nu știu cum e mai bine, exact, la ora asta. O să știm cum e mai bine acum, peste 5 etape, cum ar fi fost mai bine, știi? Acum să facă domnul cum vrea pentru noi.
La cum era să-ți spuneți că este anul în care se poate lua titlul? Cu ceva încântat nu la ceva. Să ține să ne pregătim de Liga Campionilor. La cum e rapidul astăzi, la cum e rapidul astăzi, e mai ușor, te învii să înțelegi? Vorbesc de radio. Te vorbesc de echipa mea. Nu poate fi oprit. E prea puternic la ora asta. Suntem cei mai buni dintre cei mai buni. Că i-am bătut pe cei mai buni. Înseamnă că noi suntem cei mai buni dintre cei mai buni. Seara cu cine ți-ai? Am văzut, el era cam supărat, dar echipa lui a jucat. Deci echipa lui a jucat. Numai că pe noi ne-a găsit într-o seară că nu aveai, nu te lăsai, te-a spulberat tot. Nu e fără o echipă care joacă și ei au jucat așa seara. Numai că n-ai ce să le faci. Deci, scuzați-mă, Dinamo, CSA, susțineți cumva sau țineți cu Dinamo? Ce să țin cu Dinamo? Păi, Steaua a fost luată, a fost dată de general, de miniștri de armată și a fost luată de Becalii când s-a dat zeci de milioane. Așa, că e nebunia României asta și că tâmpenia asta, asta e o prostie. Ce parcă nu toată lumea știe sau ce parcă i-ați copii, voi parcă nu știți. Păi, dom'le, acum că să se dea, că am văzut și Pui Iordănescu, păi, dom'le, e un brand. Sunt unii oameni pe care nu-i înțeleg. Nici nu vreau, nici nu mai mă supăr pe ei, nici nu vreau să-i judec. Păi de cum să te dai prieten cu mine? După aia să lau, să vezi, vai Doamne, cât de brindești, care mă Steaua? De unde să mai fie? Păi n-ați dat-o, mă, Steaua. Ce sunteți, hoțe, sproști, tălhari, vicinoși, ce sunt? Ați dat-o voi toți, Steaua. Toți ați dat-o, de ce ați dat-o? Că era gata, moartă, praf și în coșul. Și a luat datul Becali ca să o învieze. Și am înviat-o. Și acum stai, bă, puțin, că nu vie. Ar putea să repete același scenariu cu echipa aceasta? Adică ar mai putea veni un om puternic să cumpere CSA? Ce se fac? Cum, mă, cu bătoaia că legea, că nu știu ce. Ce lege, mă? Nu există, mă, așa lege. Cum? Cine să voteze legea? O să vorbesc eu la PSD și nu mai votează niciun. Vorbesc eu cu Ciolacu și nu mai votează nici nimeni. Vorbesc cu Simeon. Și nici Semeon nu votează și gata. Mai vorbește și cu Rareș Bogdan să nu voteze nici PNL-ul și gata. Corupție în toată fire. Soarescu spunea că se vede la FCSB și din sezonul următor. Poate le face un dosar penal, că a zis Becali că vorbește cu voi, de cheva pe la DNA. Păi nebunie în România asta se poate că se întâmplă orice. Deci la meci vă uitați? La meci de seară. La care meci? Dinamo CS. Ce mă las, mă, pe mine cu astea? Ce care e Dinamo? Ce da, Dinamo ce înseamnă? Dar ce mă înseamnă divizia, bă, ce caut eu? Dar nu mă trăsesc. Eu mă numai la meciurile mele mă trăsesc, atâta. Și mă uit la Farul și la CFR. La Craiova nu mai uit. Sorescu spunea că se vede și din sezonul viitor la CFR. Să dea domnul așa să fie. Vreți cu fotbalii. Seară, am văzut-o la schimbă. Sunteți mulțumit de noul antrenor, Elias? Păi, a venit omul și a făcut treabă și văd că ce joacă echipa. Și atunci, hai stai să vedeți, să văd eu că face ceea ce face mai mult, bag eu. Eu ce sunt nebun? Dacă omul face treabă bun, în ce mai mă bag? Dacă văd că căruța se strândă, păi mă bag? Dar omul văd că face treabă bună. Nu că bună, extraordinară. Vorbesc cu jucătorii, îmi spun că le dau sfaturi, ce a făcut, ce n-a făcut, a dat zvâcul ăsta echipei. Tavi să joace în dreapta, a spus că și datorită sfatului lui Ilie Aralambus. Nu? E mare lucru. Și atunci, la revedere, să rămân aici și să facă treabă. N-ați mai fost la echipă, nu? Spuneți că vă gândiți să mergeți la echipă. Toată nu m-am mai dus că erau sărbătorile și am vine, mă, că lucrurile lumești acum, înțelegi, învierea și mie meargă de fotbal. Lupta se va da în trei pentru titlu? CFR, FCSB și Faru? Păi da, nu mai. Acum, Craiova e la câte? 5,
8, 5, 7, 8. Da. 5, 7, 8. Da. 800 de lei. 8, dar lasă pe ăla. Sunt în față. Păi mare și 7, mare și 5. Păi cu alte cuvinte ce? Și dacă calculezi matematic, matematic, dacă faci niște aranjamente, n-ai cum ca să ajungi în față. Păi poate să o bată pe farul odată, că n-ai jucat. 3 cum. Și al alte 5, ce faci? Poate să o bată pe CFR odată. Poate să joace un rol. Poate să joace un rol pentru lupta la titlu. Rolul joacă, dar nu joacă pentru ea, pentru locul 4, ca să poată pentru cupele europene. Se bate cu Rapid pentru cupele europene. Da. Noi o să o ajutăm. Pe cine? Pe care? O să o ajutăm. Să ajutăm. Se bate cu Rapid. Nu o să o ajutăm. Pe prieteni. Să o ajutăm. Nu? Ei doar trebuie ce să facă. Să bată pe Sepsi, nu să facă Cărăiuva în alt. Nu? Că noi am bătut și ei au mâncat bătaie de la Sepsi. Ca să nu facă și ei la fel. Vă temeți de ceva în acest sfârșit de campionat? Să vedem, adică ne teamă de arbitrajul meciului direct. Și cu CFR și cu... Ca să dea Dumnezeu să n-ajunge. Dar nu, altfel nu e, niciun fel de... Ca să zici că e ceva, o conspirație, nu. Numai că... Până ai ce să le faci tu la arbitru, dacă ei iubesc pe Hagi, ce poți să zic? Că erau copii, Hagi era mare, oricine și oricine ar fi, bă, iubesc pe Hagi, își face el meseria, dar e firea, vrând nevrând, tot trage cu el. Și nu trag așa că are, e dragostea de marele fotbalist care l-au trăit. Și atunci, știi, mai potrat, asta mi-e teamă, știi? Că n-ai văzut și aseară, adică n-a făcut ceva care să-i reproșezi, da? Înțelegi? Nu e nimic, adică, și nu e nimic rău în asta. Nu e nimic rău. Faptul că oamenii iubesc alții oameni care au fost mari în viața lor, e lucru bun. Adică ei înseamnă un respect. Nu reproșez asta. Dar mi-e teamă de dragostea asta față de Hagi. Că are numele care îl are. Nu o să țină cu mine. Cu mine toată lumea împotriva mea este. Dar știi care-i treaba? Ei sunt toți lumea. Eu nu chem pe Hristos. Măcar Hristos nu poate să fie ei. Nici toți arbitri după tot mapamul și nici toate iulele rusești și ucrainezi și NATO. Hristos face pe aia. Ce face Hristos? Ai văzut mamă. Pac, pac, ești pe mine. Hai tu să nu. Pac, pac, vine la pământ. Bagă-mi pe Hristos. Ce să mai fac aici? Face Hristos. Ești prieten cu el? Hai, nu să faci. Bine. Conferință, n-a fost așa spectaculos, nu mi-a plăcut. Na, nu mi-a plăcut așa de Gigi. Mă așteptam să fie mai spumos după victorie asta, mai euforic. Mai euforic. Bineînțeles că nu îi se pun întrebările care trebuie. Întreabă-l pe Gigi. Hagi a făcut ca tine 3 schimbări la pauză. Știi cum e? O dădeai în Caterincă. Venea omul. Uite, bă, deci vedeți că și Hagi gândește ca mine. O dădeai. Întreabă-l de Florinel Coman. Are ofertă de la Sporting. Că a zis Ivanovici la Fanatic. Mai înțeles? Întreabă-l cine, cum, care a fost ideea cu Tam, cu Daua, da, întreabă-l de Daua, pe care e favoritul lui. Înțelegi? Nu știu, sunt, cum să zic, sunt multe, ca să zic așa, multe întrebări, da, întrebările care se pun. Asta-i situația. De ce râzi, domnul Vochin? Nu râd, zâmbesc. Da? Doar zâmbești, da? Hai să vedem dacă putem să ne întoarcem la Gabi Safta, pentru că urma să ne arate ceva de la snooker, foarte interesant. Gabi, ești în direct iarăși, te rog. Te rog. Da, poze cu Messi la Disneyland n-avem, că n-am văzut când mi-ai spus.
Da, regia, avem, hai avem. Să vedem dacă avem niște poze de la Disneyland, dacă avem cu Messi. Cum a încercat că... să se camufleze. Da, aia e interesant dacă avem poze. Așa, astea erau, că când a vorbit Gabi la precedenta intervenție, nu a spus pozele. Aha, bine, deci așa s-a cam... vorbit... unde, dar unde a fost? La Paris, nu? La Paris, da. Uh-huh. La Paris, la Disneyland. Dar e vina mea, pentru că am vorbit foarte repede, am trecut dintr-un subiect în altul. Vorbește și... mai încet, că nu-i problemă. Da. Acestea sunt imaginele cu el. A încercat să se ascundă, însă îți dai seama, când ești Messi, n-ai unde să te ascunzi nici în gaură de șarpe, te descoperă imediat fanii. S-a dus să se distreze. Pregătindu-se probabil de un transfer, cum scriu cei din Spania și astăzi, insistă cu acea reacție a lui Laporta din stadionul lui Getafe. Da. Putem trece, dar înainte 10, la fel îți cer 10 secunde de Gabi, Steaua, te rog, calm, liniștește-te, mai avem 20 de minute de emisiune, nu e problemă, tot, te rog. Uite, hai să spun eu de ce cred că FCSB Steaua, foarte pe scurt. Te rog. Pentru că Victor Babiuc i-a cerut insistent lui Cristian Gațu să găsească un investitor pentru secția de fotbal a Armatei, pentru că a consumat foarte mulți bani secția de fotbal, avea multe datorii și nu mai avea dreptul să joace nici în Liga 1, nu mai vorbim de cupele europene. Cristian Gațu a întârziat înstrăinarea echipei, a doua oară a venit Victor Babiuc, i-a spus lui Cristian Gațu că da, îi ordonă să înstrăineze echipa, să găsească un privat. În cele din urmă, la insistențele lui Victor Babiuc, Gațu a găsit, domnul Gațu l-a găsit pe Viorel Păunescu. Viorel Păunescu a preluat echipa, evident că nu a investit foarte mult, s-a reparat, s-a modernizat tribuna oficială cu Tecnorobu, s-au adunat datorii de 8 milioane de euro. Gigi Becali l-a împrumutat pe Viorel Păunescu, Păunescu n-a avut banii să-i dea înapoi, însă i-a propus să-i dea Steaua. Așa a preluat-o Gigi Becali cu acceptul tuturor generalilor care au votat, pentru că Becali, într-adevăr, cum spune, a salvat Steaua dintr-o situație delicată și a dus-o până aici. Asta e părerea mea sinceră. Iar domnul Talpan a încercat să anuleze în instanță și nu a reușit statutul tranzacției către AFC, unde la primul articol scria că AFC al lui Viorel Păunescu preia tradițiile glorioase și sportive ale echipei. Sigur că nu era introdus cuvântul palmares, P-A-L-M-A-R-E-S, de asta s-a agățat, însă e la mintea cocoșului că dacă ai preluat rezultatele sportive și tradiția glorioasă a echipei, ai preluat automat și palmaresul. Asta s-a întâmplat, în opinia mea. Lasă, Gabi, că știi cum e, e ca într-o poveste, ca într-o luptă, e bine să existe și un talpan, că ce ne-am face dacă n-ar fi un talpan? E bun și talpan, are rolul lui bine determinat. Zine cu znucărul, că înțeleg că a fost cirla znucăr. Cred că e puțin spus. Așa ceva n-ați văzut la un campionat mondial de snooker. Doi protestatari, un bărbat și o femeie, au întrerupt competiția. Bărbatul a apucat să urce pe una din cele două mese de joc, a avariat-o serios, a și pulverizat cu un praf galben. El spune că a protestat împotriva proiectului de energie fosile de pe teritoriul Angliei și pentru a stârni lumea sportului contra politicilor guvernamentale. Cei doi, evident, au fost arestați. Meciul de pe masa afectată va fi reluat astăzi seară. Incidente, așa, dar la snooker, pe masă. Am ajuns să o vedem și pe asta, să suie pe masă și la snooker. Da. Da. Ieri, da, iată, praful acela, nu-mi dau seama despre ce vor, un grafiti, cine știe cu ce a reușit să atragă atenția. Ieri, Dani Alves a dat a cincea declarație, după ce primele patru au fost de fiecare dată diferite, așa cum a insistat că totul a fost cu consimțământul fetei. Alves riscă până la 12 ani de închisoare. O bombă a venit însă aseară când presa anunța că fosta lui soție a hotărât să revină în Barcelona împreună cu copiii. Asta ar fi o variantă bună pentru că Alves să fie judecat în libertate. Uh-huh. Fostul portar al lui Chelsea și Arsenal, Petr Cech, va juca mâine portar la hockey în echipa Belfast Giants All-Star într-un meci caritabil în capitala nord-irlandeză. Da. Va fi un joc caritabil în sprijinul continuării hockey-ului pe gheață în Ucraina sfâșiată de război. Cech joacă hockey din 2019 la Gilbert Phoenix. Până în 2019 a fost consilier tehnic și de performanță la Chelsea. Celebra Ivana Knoll a lovit din nou. A pus ieri o poză pe Instagram și a lăsat sânii la vederea fanilor ei. Imediat aceștia au luat o rază. Gabi, să nu ne mai arăți chestii astea oribile. Uite, lui Bănel nu-i place. Ia uite, e oripilat Bănel, să știi.
M-ai înțeles? Bietul Bănel. M-ai înțeles? Uite, Doamne, să nu ne mai arăți chestii din astea. Bine, și mâine mai poți să ne arăți și după aia te oprești, da? Așa, te rog. Mai pune-ți regia poza mare cu Ivan Agnol. Vreți să îl văd pe Safta? Safta ne interesează, Vivi. Uite, ne-a pus... Vivi, e intrat frumos pe ecran. Păi așa, băi. Altceva. Da, Gabi, poți să vorbești acolo. Zi, vorbește. Dar și fanii, nu numai noi, a luat-o razna, au apărut peste 200.000 de aprecieri imediat. Nu mai trebuie să spun cine este Tecnol, o știe toată lumea, ar fi culmea să nu o știm. În sfârșit s-a aflat de ce Georgina și mama lui Ronaldo, Dolores Aveiro, nu își mai vorbesc. Până ieri se credea că e vorba de gelozia mamei lui Cristiano, numai că un site a venit cu o dezvăluire. Când Georgina s-a mutat definitiv în casa din La Finca, a ordonat să fie dat jos de pe perete un tablou în care Ronaldo era alături de mama lui. Când mama lui Cristiano l-a găsit în garaj, tabloul lipit de un perete, a nebunit, a luat foc, a decis să nu mai vorbească vreodată cu Georgina, dezvăluie presa mondială. Acum că e portugheză, spaniolă. Și închei cu box. Cu box, dacă îți vine să crezi, o fată pe care o vezi de imediat în imagine, Ebony Bridges, face da. Box. Așa mă băieți, mă, și-au revenit băieții. Așa, Paștele, Evani Sfintele, Bridges, Sărbători, Pascale au trecut, nu? Trecut, da, așa, au trecut. Așa, da. Evani Bridges, fata din poză, face box. Ieri a dezvăluit câți bani a primit numai pentru a deschide un cont pe OnlyFans, da, pentru că era cerere uriașă. În vârstă de 36 de ani, campioană mondială IBF, a primit din start, la deschiderea contului, 250.000 de lire sterline. Acum ea spune că are fani care... Depinde. Eu pot să-mi deschid, Gabi, cont pe OnlyFans? Doar îi anunț că îmi deschid, primesc banii și fug. Trebuie să bagi, Vivi? Păi noi trebuie să dăm. Noi trebuie să dăm 250.000, da. Da. Așa. A avut tupeu, acum nu știu câți fani o să mai aibă fata, a zis că porcii îmi plătesc facturile, așa s-a exprimat această pugilistă. După o intervenție chirurgicală, ea vrea să revină în ring în decembrie, chiar dacă nu mai are nevoie de bani, însă spune că o va face cu mare plăcere, pentru că pasiunea lui este să dea pumn în fața cuiva. Mă scuz, Gabi, n-am auzit pe nimeni pe pământul ăsta să nu mai aibă nevoie de bani. Asta cu să nu mai aibă nevoie de bani, cred că e unică asta pe care am auzit-o de la tine, teoria asta. Ceea ce nu știe e că frumusețea e trecătoare și banii, la un moment dat, n-or să mai vină. Asta e, ba, ai făcut o varză. Da, Gabi, mulțumim, da, frumos. Foarte și interesant, rubrică foarte interesantă, de la zi la zi mai bună. Mulțumim mult de tot, Gabi. Lucruri foarte interesante și, bineînțeles, apetisante. Te rog să țină, Doamne, bunul obicei, da? Ca să zic așa. Gabi, mulțumim mult de tot. Bun, a fost Gabi Safta, am revenit aici în direct pentru ultima parte a emisiunii. La Fanatic Superliga suntem cu Bănelinio, Nicoliță, Robertin, Ioniță, Vivinio, Răchită și Andrei Vochinio, ca să zicem așa, cei patru invitați, careul de aș. Nu uitați, suntem în direct pe canalul de YouTube fanatic.ro, bagu așa, cum faci tu. Suntem în direct, așa, suntem în direct pe canalul de YouTube fanatic.ro, pe pagina de Facebook Horia Ivanovici Oficial, dar și pe site-ul fanatic.ro, foarte simplu, intrați pe site și se deschide o fereastră mare cu emisiunea în direct. Prezintă tu, ia. Așa, da. Și nu ezitați să treceți pe la chioșcurile de distribuire a presei. Mai sunt doar 1847 de exemplare conform ultimilor statistici. Păi ăsta a fost tot tirajul. Așa. Nu, tirajul este mult mai... Da? Deci grăbiți-vă spre chioșcuri. Hârtie glossy, ce este cea mai de calitate. Nu, dar credeți-mă, un interviu eveniment cu Adrian Ilie, lucruri neștiute. Avem povestea regelui cazinourilor pe care l-a salvat Dumnezeu. Avem love story fotbaliștii loviți de Cupidon la bătrânețe. Să vedeți ce fete avem pe hârtia asta glossy în revistă. Superba, scuză-mă, Ramona care se dezbracă.
în acest nu, nu se dezbracă. Se dezbracă de secrete. De secret. Așa, da, te, da, rog, da. Te rog, dar te rog. Dar lasă un pic... Iară foarte important episodul 3, rapid la centenar. Avem în revistă, până când vor fi festivitățile centenarului, în fiecare lună avem cât un episod despre istoria fabuloasă a Rapidului. Apropo, pentru rapidiști, foarte multe lucruri interesante. Campionatul mondial de șah, cei mai mari șahiști ai lumii, inclusiv campionul mondial, vin la București, aduși de cei de la Superbet. V-am spus, poze interesante cu iubitele tinere ale fotbaliștilor. Foarte, foarte multe lucruri interesante. Da, asta pe ultima pagină, să vedem. Da, și aghiazmă, da. Avem la culise, avem cum puteți să deveniți acționar la Dinamo, da? Deci cât costă să deveniți acționar la Dinamo? 84 de pagini, credeți-mă, de excepție, unde cele mai tari numere, iar calitatea cum e, Robert? Acum, serios. Glossy, hârtie, nu, glossy, calitatea cea mai este bună fantastică. Calitate. Îți vine ciocolată, îți vine să o ieși să dormi cu ea, pe cuvânt. Miroase a proaspăt, este lucioasă. Bun. Deci aveți toate ingredientele. Suntem pe ultimile 10-15 minute, oameni buni. Bănel, cine câștigă diseară, Steaua sau Dinamo? Păi eu am avut ieri meci, așa că nu vreau să o comentez în niciun fel. Pentru mine FCSB. Bă, mă, ce obraznic s-a făcut și Bănel. Sincer spun, pentru mine FCSB este Steaua. O să primești tu mesaje că e brânză. Da? Am primit, mă întâlnesc cu oamenii, le spun că acolo am jucat. Ai primit amenințări, sincer? Nu, nu, sincer. Dar înjurături? Cu siguranță. La greu, a? Sunt sătul. Da? Am fost de repline. Da? Dar amenințări? Am și la Forea, am dar sincer, câteva amenințări? Nu, sincer. Așa, nici nu, pe... Nu, sincer, a? Nu. Înjurături e normal. Da? Sunt normal. Sunt și când te-ai întâlnit vreo îmbrâncitură, ceva? Sau? Nu. Păi nimic. Stai așa... De îmbrâncit? Și puțin agresiv. Așa, da. Vă dați seama că mă întâlnesc cu tot felul de oameni. Care... Atunci te întreb altfel, dar sincer, ai vrea să câștige Dinamo? Nu mă interesează. Dar sincer? Sincer, nici mă interesează că nu pot să țin cu Dinamo niciodată în viața asta. Da? Nu te uiți la meci? Nu o să mă uit, sau spui, la fotbal. Sau îți spui o glugă ca sincer, Messi și te duci pe stadion? O să fiu la antrenament, copiii, de la ora 7, la ora 8, de la 8 și ceva mă duc la meci. Bravo, ca tot. Meci cu prietenii mei, cu frații mei. Am înțeles. Petre Marin, Ghione, așa și adică mai departe. Adică steliștii adevărați, a? Da. Am jucat și am împărțit momente frumoase. Păi am jucat, nu, am jucat și la Steaua Armate, ca să zic așa. Eu când ți-am zis că s-am prietenit cu colonelul Talpa. Deja, da, era generalul Ilie Ceaușescu, nu era cu. Dar nu te întreb fotbalistic, cine crezi că bate? Steaua. Îi bate Steaua? Normal, eu zic că Steaua e cu mai bună decât Dinamo. Da. Am și pe foștii mei colegi acolo, pe Oprița, pe Miu, pe Ogăraru, fostele glorii, am văzut că se duc la meci. Și din Constituție n-am cum să țin cu Dinamo. Bine, eu nici nu cu Steaua. Din ADN? Eu sunt petrolist din născut, dar normal că diseară la meci mă voi uita și vă ține pumnii lui Oprița, pentru că este antrenorul Stelei. Crezi că îi bate rău Steaua? E un meci în care se poate întâmpla orice, e un derby. Pentru că vor fi foarte mulți oameni pe stadion, vor fi galeriile, totul se poate rezuma ca și aseară la cine greșește mai puțin va avea câștig de cauză. Pentru că nici Steaua asta, eu mă gândesc la jucătorii Stelei, băi, au așa o, nu știu, sunt circumspecți, promovăm, nu promovăm, jucăm degeaba, nu jucăm, deși Adi Popa, acum vreo două săptămâni și am văzut că nu prea s-a marjat pe ceea ce a spus, a dezvăluit că pentru jucătorii Stelei există primă de promovare, dacă termină pe primele două locuri, chiar dacă nu au drept de promovare. Deci mi se pare un nonsens, știind că n-ai drept de promovare să pui, poate, da, poate că cei care conduc Clubul Sportiv al Armatei Steaua știau că se va schimba legea sportului și le-au pus de la începutul campionatului prima de promovare. Sau sperau că se va schimba. Sau sperau, da. Da, și mie mi se pare o aberație. Deci favorită clar Steaua, a? Eu zic că Steaua. Andrei, fotbalistic? Fotbalistic nu există nicio favorită la meciul ăsta. Mi-aduc aminte meciul din sezonul regular, că a fost numai unul, un meci... La momentul disputării lui, Dinamo era într-o situație disperată. Disperată. Nu era... Acum situația este cât de cât echilibrată. Și meciul ăla, dacă întrebai pe oricine înainte de meci, spuneau că CSEA Steaua va câștiga la pas și lucrurile n-au stat chiar așa. Pentru cei care s-au obișnuit să parieze, sfatul meu este ca la aceste derbiuri să evite semnele.
Pentru că de foarte multe ori s-au întâmplat cazuri în care echipa care era mare favorită să nu poată câștiga un astfel de derbiuri. Deci, ia uite-te, Robert, ce pariuri are Superbetul pe Steaua Dinamo? Sunt cotele deja. Te rog, termină-ți ideea, Andrei. Deci, din punctul meu de vedere, faptul că ambele echipe cred că dispută un derby va... Bine, să nu uităm că vor fi 10.000 de dinamoviști pe Ghencea. Asta vom vedea și aici. Eu sunt curios să văd ce se va întâmpla și ai cui vor fi cei 20.000 de spectatori, pentru că așa au anunțat, că au vândut vreo 19.000 de bilete, da. Era ultima informație de aseară. Și sunt curios dacă aș putea să aflu, dar nu cred că voi putea afla vreodată, câți dintre cei care au fost aseară la FCSB cu farul s-au dus și la Steaua. Se vor duce și seară, da. Eu cred că sunt destui care fac lucrul ăsta, la meciul ăsta, pentru că altfel, dacă Dinamo, dacă Dinamo vine cu 10-15 mii de spectatori, îmi iese calculul matematic, adică e normal. Dar dacă Dinamo se duce cu 7.000, cu 8.000 de spectatori și vor fi 20.000 de spectatori, îmi voi pune această întrebare. De unde provin ceilalți, diferența de spectatori față de meciurile obișnuite ale celor de la CSA Steaua în acest sezon pe teren propriu? Unde n-au mai mult de 2.000. Pentru că, la meciuri cu adversari puternici sau cu adversari cu care ai o mare rivalitate, da, numărul spectatorilor crește. Dar nu crește de 10 ori. Crește de 2 ori, crește de 3. Uite, de exemplu, FCSB, dacă joacă un meci în campionat cu 15.000 de oameni, să zicem, în momentul în care apare un derby, ajung la 30.000. Dacă apare un derby și cu o echipă de mare tradiție, de mare rivalitate, să spunem, cu Rapid, cu Universitatea Craiova sau cu Dinamo, dacă era în Liga 1, probabil că se duceau la 50.000. Asta înseamnă o creștere de 3 ori a numărului de spectatori. Pe când la CSA Steaua, ei au avut o medie de, să spunem, 1.000 de spectatori pe teren propriu. Dacă ar crește de 3 ori, ar însemna că sunt 3.000 de suporteri sterlinși pe stadion de seară. Da, avem deja informații grave de la meci, chiar dacă meciul a început pe site-ul fanatic.ro. O să rog regia să punem imaginile. A început meciul cu arestări. Incidente în fața stadionului Steaua, în fața stadionului Ghencea, câțiva membri ai Peluzei Sud deja ar fi fost arestați, așa mi se transmite, că anunță în exclusivitate site-ul nostru, deci au început bine de tot. Deja cu incidente, cu bătăi, cu jandarmi, vedeți aici poza și câțiva membri ar fi fost deja arestați. Am încercat să intrăm în legătură cu șeful galeriei, dar ne-a spus că momentan nu poate să intre. Probabil că era alergat pe acolo de jandarm sau cine știe ce se întâmpla. Au început bine, nu? Da, Bănel, au început bine de tot. Nu? Cu arestări din rândul galeriei. Păcat. Chiar păcat că lumea așteaptă partida asta de la ora 19 și ar putea fi un moment de renaștere a celor care susțin CSA Steaua. Îl avem pe Cristi Balaj la telefon, președintele CFR-ului. Cristi, salut! Adevărat înviat și Paște fericit, mă rog, ce mai e din el, să zicem că astăzi ar fi ultima zi în care stăm liniștiți. Paște fericit și ție și familiei și bineînțeles tuturor suporterilor lui CFR Cluj, ca să zic așa. Mulțumim mult! Cu mare drag. Cristi, o să intru așa, nu vrem să te ținem mult, mai e, știi cum e, până la partida cu farul mai e. Sunt foarte curios, două informații mă interesează. Ce se întâmplă cu Bârligea și cu Deac din punct de vedere al sănătății? Deac este în operație acum. Adică l-ați pierdut până la finalul sezonului? Da. Wow! Pierdere mare. Scuză-mă că vorbesc în limbaj jurnalistic, nu vreau să par cinic sau că nu-mi pasă, doar ca jurnalist, asta e o informație de breaking news care nu o dai, din păcate pentru CFR. Da, este în operație acum. Dar ce s-a întâmplat? Ce a pățit? La nivelul omorului. Acolo s-a intervine acum chirurgical pentru că sunt anumite leziuni, rupturi, întinderi, omorul dislocat, e operație mai complexă
și PSP mâini bună. Păi urăm multă sănătate, îi ținem pumnii lui Cipi. Să fie, deci, practic clavicula sau ceva de genul? Am diagnosticul, dar ar trebui să intru în telefon, să vizitez exact, nu știu ce măsură contează. Aha. Bun, deci umărul, nu e operat la umăr, nu? Umăr, da, da. Noi avem o poză pe ecran cum se ține de umărul stâng și e pe targă. Da, 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 da. Am înțeles. Deci, din păcate, nu va mai putea să vă ajute play-off-ul ăsta. Din păcate nu. E o pierdere foarte importantă. Ăsta e și ghinion. Chiar aveți ghinion, Cristi, să știi. Și ghinion, complex de jurări, tot felul de situații care apar și pentru unele nu găsim explicații, altele nu le primim și uite așa. Da. Da, pierdere nu mare. Tu știi bine, uriașă pierdere. Tu știi mai bine decât noi lucrurile. Da. În continuare, deci, ideea este, în acest moment, este greu, dacă nu imposibil de înlocuit. Doar că am câștigat meciuri chiar și împotriva Farului, de exemplu, anul acesta, fără de azi pe teren. Da. Da, îmi pare foarte rău să aud asta, chiar la modul serios, da, să spun. Foarte rău. Bârligea? Bârligea... În momentul în care adversarul s-a urcat pe el și a vrut să se ridice, a simțit la nivel muscular ceva. Am crezut că este o leziune foarte, o leziune minoră, este la Mariana, va reveni și eu zic că va, sunt șanse să-l avem. Să joace chiar și cu Farul sau etapa următoare? Chiar și cu Farul. Uh-huh. Da, depinde, staful medical n-ar vrea să mă hazardez. Da, am înțeles, am înțeles. Deci a plecat la vestita Mariana în Serbia, nu? Da, da. Am înțeles, da. Nu-ți vești bune. Doi jucători foarte importanți. Bârligea era într-o formă de zile mari. Bârligea era foarte bun. Foarte, foarte bun. Uh-huh. Când vă ziceam de el, nu prea... Nu, nu, dar nu, dar nici eu să știi. Mie mi s-a, da, păr- da, da. Mie mi s-a părut un jucător până acum două, trei etape, un jucător normal. Nu mi s-a părut nimic deosebit la Bârligea. În primul joc din acest an, când am jucat la Farul și am câștigat 3-0, a fost cât timp a jucat cel mai bun jucător de pe teren. Da. Da, nu, dar de departe cel mai bun jucător de pe teren. Da. Da. Mulțumit de rezultatul de ieri, de victoria FCSB-ului? În primul rând s-a strâns campionatul. Faptul că Farul nu a câștigat, am rămas la o distanță mică în spatele lor. E vorba de un singur punct. Și acest lucru dă frumusețe play-off-ului. Cei care sunt pasionați de fotbal, chiar au ce să vadă în acest an. Mm-hmm. Da. Meciurile sunt frumoase. Mulțumit, nu? Adică bănuiesc că ați fost mulțumit că a câștigat FCSB-ul, nu? Chiar dacă are intrat și FCSB-ul în luptă. E bine, că cu cât sunt mai multe echipe în luptă, cu atât e mai frumos play-off-ul. Mm-hmm. Și apar acele rezultate imprevizibile, vă spuneam că fiecare etapă poate să aducă răsturnări de situații în clasament. Cum vezi partida cu Farul? Iar un alt, eu am zis despre partida dintre FCSB și Farul de aseară, că a fost prima finală a play-off-ului, asta dintre CFR și Farul de sâmbătă sau când jucați, că nu mai știu exact când jucați. Sâmbătă mi se pare că e a doua finală, realmente finală din play-off. Cum vezi meciul cu Farul? Un meci important, chiar dacă am câștigat în acest an împotriva lor într-un meci în care am evoluat foarte bine, niciun meci nu seamănă cu altul și nu pot să abordez partida decât cu sacrificii. Uh-huh. Din păcate, avem și acele absente. Probabil că vor exista jucători care vor reveni în lot și vor apărea oarecare modificări. Ne punem speranțe, pentru că CFR Cluj este echipă care a avut spirit în meciurile importante și a știut să trateze toate jocurile în care rezultatul a contat enorm. Și voi ați cam fost nașii Farului.
avem echipă bună, avem jucători importanti și chiar dacă sunt acele accidentări, am încredere în cei care vor evolua. Clar, dacă nu ar fi avut aceste minusuri sau aceste lipsuri privind componența lotului, clar am fi avut șanse mult mai mari. Dar nu, în fotbal n-ai timp să te plângi și să trebuie să te ridici, să mergi înainte și, repet, CFR Cluj, echipa, antrenorul a demonstrat și în anii precedenți că există acel spirit și sacrificiu în meciurile importante. Da, l-am văzut iară supărat pe Dan Petrescu și după meciul lui Sepsi. Iar a tunat, a fulgerat, a... Păi, nu mai, eu n-am ce să-i mai spun, îmi pare foarte rău. Chiar nu am ce să-i zic și n-am cum să-l sprijin. Noi nu cunoaștem brigăzile de arbitri, așa cum se întâmpla pe vremuri. Refuz acum să cred că se întâmplă acest lucru, dar le luăm în ordine. Meciul cu Rapid, gol anulat, în care presa și oamenii de sport au fost oripilați de modul în care a fost trasată acea linie. După care am avut meciul de la Craiova, unde linia n-a mai fost trasată la nivelul corpului, partea superioară a corpului s-a ales piciorul, cu toate că jucătorul era plecat. După aceea meciul cu FCSB, în care și tu ai spus că trebuie acordat lovitură de pedeapsă, iar la ultima partidă, ce să mai zic, când Biligea este lovit de apărător, este lovit în cap, ce să mai spun? Și nu se acordă nimic. Plus celelalte faze care comportă discuții. Adică nu mai ai argumente în fața lui Dan Petrescu, asta spui tu. Nu am ce să explic. Chiar nu am ce să explic, sunt neputincios. Și mă pricep la arbitraj, dar n-am ce să-i zic. Da, e în regulă. Atunci succes mai departe și chiar îmi pare foarte rău de vestea asta cu Dea, chiar e o veste teribilă. E o veste teribilă și pentru spectacolul și lupta asta din play-off, pentru toți cei care suntem neutri și până la urmă privim fotbalul. Și pentru noi o veste foarte, foarte proastă, nu mai vorbesc de Cipi Dea. Da, asta este, trebuie să ne ridicăm și nu avem timp și șansa de a ne plânge. Da. Trebuie să demonstrăm că suntem bărbați. Mulțumesc! Mulțumesc că a fost președintele CFR-ului, da, chiar știre de breaking news. Da, da, au două zile în plus. Au jucat sâmbătă. Da. Faro a jucat. Alibec accidentat, Borza. Stai că nu știm cu Alibec dacă e accidentat. Mihai Popescu revine după accidentare și ieri, cum mi s-a strâmbat genunchiul, am crezut că nu mai poate juca. Păi eu cred că și așa într-un picior a jucat. Doar ca să termine meciul. Urâtă. Te aduce aminte de accidentarea, mi-a adus aminte de accidentarea lui Florin Lubratu de la CFR, la fel. Da, Andrei, veste grea cu Deac. Da, ce veste tristă. Nu, e o veste care poate să impacteze decisiv lupta la titlu, să știi. Păi, nu, așa cum e Deac la 114 ani. Da, dar Deac, așa cum, la indiferent de vârstă, este jucătorul cel mai periculos al CFR-ului în acest sezon, prin pasele oferite și prin golurile marcate. Nu mai vorbesc de faptul că este unul dintre liderii din vestiar și asta s-ar putea să sape un pic la moralul echipei. Din ce l-am auzit pe domnul Balaj, revin dintre accidentați, nu știu dacă nu cumva revine și Camora. Uh-huh. Pentru că aici probabil că revenirea lui Camora ar putea fi un plus pentru echipă. Uh-huh. Da, oricum veste grea, Robert. Da, e cu siguranță o absență care va conta. Uh-huh. Atât la nivelul jocului, cât și la nivelul vestiarului. Pentru că era un factor mobilizator, era unul dintre liderii vestiarului și una e când e zi de zi acolo cu băieții în vestiar și alta e când te duci. Se așează lucrurile pentru Gigi? Păi nu știi că Gigi zicea mereu că te Deac acolo, Deac câștigă campionatele, Deac. Uite că nu. Da, ții minte că zicea. Vezi? Dacă știau, da, bine, îl întrebau, domne, nu mai joacă Deac. Uite, dacă, din păcate, pentru cei de la Faru să confirmă și cu Alibec, uite cum, într-o singură etapă, CFR-ul și Faru pierd doi jucători și exponențiali. Cei mai importanti jucători. Da, Deac și Alibec. Cei mai importanti jucători și pierd. Da. Dumnezeu face echipa, cum zice Gigi. CFB,
Da, avantaj mare. Avantaj mare. Zi-mi ce pariuri sunt la Steaua Dinamo de seară. Sunt cote foarte bune și da, la Superbet. Chiar m-am uitat și favorită Steaua, nu? Da, favorită este Steaua, dar cum e normal? Să spun, dacă tot a amintit Andrei despre semne, nu, despre cifre 1x2, o cotă foarte bună în oferta Superbet, interval goluri în fiecare repriză. Vorbește Steaua Dinamo, de la meciul CSA Dinamo, interval goluri în fiecare repriză. Asta înseamnă că CSA poate marca între 1 și 3 goluri în ambele reprize, cotă 4. Uh-huh. Iar jucând acasă, fața nu chiar numai a propriilor suporteri, cred că este o cotă foarte, foarte bună. Supercota Superbet, ce au afișat și colegii noștri, este vorba despre o altă ofertă oferită de Superbet, atât că aici te condiționează un pic și trebuie să pariezi alte 5 evenimente, uh-huh, ca să mergi pe Supercota, 2.65, 1X-ul, 3.60, 2-ul, 2.90, iar cota normală la victoria CSA-ului 2.50, X-ul 3.40, 2-ul 2.80. Uh-huh. Cote care pot fi puse pe bilet și singure, solitare, așa, doar o singură cotă din meciul ăsta. Dacă optați pentru supercotă, țineți cont că puteți și sunteți obligați să adăugați minim 5 alte evenimente, iar al șaselea să fie supercota oferită de Superbet. Dar înțeles că sunt multe pariuri la Superbet. Au o ofertă uriașă pe CSA Steaua cu Dinamo, nu? Ofertă uriașă. Sunt pariurile speciale care sunt. Da, parestări sunt? E ceva? Nu, pariu? Nu, dar probabil n-au fost inspirați ăștia de la Superbet să bage. Probabil vor apărea. Avem numărul de... Da, pe minute de prelungire, pe cornere, total cornere CSA, Dinamo, handicap, cornere, corner 1, corner impar sau par, la jucători, iar cine marchează, oricând în timpul jocului, cine poate marca, prima repriză, număr de cornere, dacă va fi par impar, jucătorul care înscrie mai mult de 2 goluri, cine înscrie primul gol, ambele echipe vor avea peste 2,5 cornere, uh-huh, este o gamă foarte... Mă gândesc că la ce foarte... va fi în tribună vor fi multe minute de prelungire. Da, la ce deja se anunță în... De asemenea, la cartonașe, că tot am vorbit zilele trecute despre Filip, despre un dinamovist și ceea ce se... Și aici Andrei poate știe mai multe cu departamentul de integritate, cu dosarul care a fost înaintat la PDF. Știi ceva de Filip, de scandalul cu Filip, cu pariurile? Cercetează, da. Da? Se cercetează. Da? Și da. Cu Achim? Da, și cu Achim. Da. Da? Da, sunt în lucru. Sunt în lucru? Da. Bun, dar cam cât durează o anchetă din asta? Asta depinde foarte mult de cei care sunt dispuși să dea declarații, de ce informații primești cei de la departamentul de integritate. În momentul în care dosarul este finalizat, este trimis comisiei de disciplină. Iar acolo, iarăși, începe un alt proces. Că știți și după aia se poate ajunge la poliție sau se duce în penal sau chestii de genul ăsta? Asta nu știu, depinde de speță. Am de la speță la speță. Da. Bun, apropo, bun, Bănele, am înțeles. Haideți să dăm un pronostic scurt pe 1x2. CSA Steaua Dinamo. Chiar dacă este vorba de un derby, cred că CSA-ul se poate impune. Da. Și o poate face, iar o cotă foarte bună, victorie CSA fără să primească gol. Da, Vivi. Victorie CSA. Unul solist. Andrei. Ambele marchează. Bun, acum haide să trecem și la alt nivel. Chelsea-Real Madrid, Bănel. 2. Da, adică dacă ai fi să joci la Superbet, ce ai juca? Real Madrid 2. 2 solist. Robert. Eu am și pus un bilet în Super Social, pe Superbet îl găsiți, ținând cont și de rezultatul din primul meci X. O cotă 3.50, o cotă foarte bună. Da, eu merg pe victoria lui Real Madrid. Cred că îi bate și pe Stamford Bridge, la papițoiul ăla de patron pe care l-au mai înțeles râsul râșilor. Înțelegi, pe care l-au adus ăștia de la Chelsea. M-a auzit să fii clovn și să bagi un miliard și să fii clovn pe un miliard. Adică mi se pare, nu că l-ai bătut și pe Gigi Becali la pas. Adică l-ai bătut, scuzați-mi expresia așa, la undeva, la fără niciun fel de probleme. Știi? Adică... Nu știi pe aia cu Jorginho și cu... Da. La Chelsea. Da. A căutat Jorginho să fie luat de Arsenal și când a aflat patronul celor de la Chelsea, a zis, de ce nu-l luăm noi? Și a zis, păi patrone, noi l-am dat afară, de la noi pleacă. Ia zi, Vivi,
Ce vezi la Chelsea Real? Real. Doi soliști? Dacă nu ți-am aminte de ultima eu merg mai mult, doi soliști și Benzema gol. Făcută de Real pe Anfield Road, la ce meci a fost atunci? Ultima vizită făcută de Real în Anglia, nu-i văd prea bine pe Chelsea. Și îl simt degringolat la jumătatea clasamentului, la Realul. Andrei? 1-1. Da? Bun, hai să vedem oameni buni și cum arată fabrica de cote. Colegii noștri de la Superbet ne-au trimis cum văd ei fabrica de cote pe Steaua Dinamo. Ce este Steaua Dinamo? Iar după aceea venim cu finalul emisiunii. O emisiune care a durat mult, dar am și avut foarte multe subiecte. Asta am rămas cu gura căscată cu dea, că asta chiar e lovitură. Lovitură mare de tot. Okay. Cred că Gigi acum a deja dat drumul la șampanie. Bun, fabrica de cote oferită de colegii noștri de la Superbet. Avem Steaua, Dinamo, Liga a doua. Liga a doua, cine dar nebunie. Crezut? Da. Da, Steaua, Dinamo. Steaua încă nu se știe dacă va avea drept de promovare. E acolo în play-off. 44 de puncte. Lider este Poli Iași cu 45 de puncte. Până la ora meciului Steaua Dinamo se vor juca deja celelalte două partide din play-off, Oțelul Gloria Buzău și Poli Iași Unirea Dej. Iașul e la mâna ei și întorcându-ne la Steaua Dinamo, Steaua o victorie la Dej, o victorie cu Dejul acasă 3-0, înfrângere la Galați surprinzătoare 2-3, spun surprinzătoare pentru că e o echipă mai matură, e o echipă mai, să zicem, mai experimentată, joacă în aceeași componență cât de cât de 2-3 sezoane. Și 2-2 acasă cu Iași, ultimul rezultat. Dinamo e pe cai mari. Ultima înfrângere, 26 noiembrie, 0-1 la Iași, a fost și singurul meci în care nu a mai, de atunci a marcat în fiecare partidă. Ăla a fost singurul, ultimul meci în care nu a marcat. Da? Și cât de prost începuse Dinamo, cu 4 înfrângeri în primele 6 etape. Bătea cine voia la Dinamo și au găsit un loc acolo la Arcul de Triunf și eu zic, contează mult să ai un stadion, să nu te mai plimbi cum s-au plimbat la Giurgiu, la Clinceni. Și dovadă, 1-1 la Buzău, 1-1 cu Buzău la casă, 3-0 în deplasare la Dej și 3-0 acasă cu Oțelul. Două meciuri bune astea, chiar deci n-au primit gol de 5 reprize și 4 minute am pus. Sigur nu 3-28 de secunde. 5 reprize și 4 minute. Minunat. Cele mai bune atacuri din play-off-ul ligii a doua, da? 7 goluri în 3 meciuri la fiecare. Dinamo după aceste victorii frumoase cu 3-0, Steaua cu gol averaj în ultimele două etape. Atunci, bineînțeles că vine recomandarea domnului Cătălin Mihalache la cotă, nu vă zic întâi cota, vă zic ce, și anume GG3+. Ambele marchează și o să fie minimum 3 goluri în această partidă. E mai mult decât logic ar fi, da? Dar de aceea este fotbalul frumos, însă ne dă o cotă de 2-30 această selecție. Bun, ne oprim aici cu Fanatic Superliga, o ediție lungă de peste 3 ore. Mulțumim mult lui Bănel Nicoliță, lui Robert Niță, lui Vivi Răchită și lui Andrei Vochin. Nu uitați, mâine iarăși Fanatic Superliga. Ioana Cosma și Leo Badea înțeleg că au pregătit o ediție specială de Fanatic Superliga mâine, după partida de diseară dintre Steaua și Dinamo de la ora 19, derbiul din Divizia B. Derbi care, haide să mai vedem poza încă o dată. Ați văzut imagini în exclusivitate preluate de pe site-ul nostru fanatic.ro. Derby care, din păcate, a început cu bătaie, poză în care se văd incidentele, s-a lăsat cu arestări din rândul galeriei celor de la CSA, din rândul Peluzei Sud, au fost arestați, din informațiile noastre, au fost arestați suporteri, vedem și jandarmi acolo, vedem incidente, vedem fix cum nu trebuia să înceapă un derby pe care toți îl așteptam cu sufletul la gură. Vorbim, oameni buni, despre 20-22
22.000 de oameni care probabil vor fi la meci, sub asistența de ieri, aproape 30.000 de la FCSB Faru, dar ar fi pentru prima oară când vedem un Ghence aproape plin și, bineînțeles, când începe așa, îți dai cu firma în cap, când încep cu bătăi între suporteri și cu arestări înainte acestei partide, a acestei partide a renașterii, practic, nu? Pentru mulți, nu? Că așa se consideră, că e o partidă a renașterii, vine iară lumea înapoi pe Ghence, mai înțeles? Să nu vă mirați dacă lumea nu o să mai vină, mare parte dintre cei care au văzut imaginile, nu, în serios, nu o să mai vină în Ghence. O să zic, stai bă, de ce vin, să mă bată aia pe acolo și așa mai departe. Da, păcat, mare păcat că s-a început așa un derby de Liga 2 pe care toți îl așteptăm cu mare interes. 30.000 de oameni ieri, record, și n-am apucat să vorbim, dar atâta vă spun, nu mi-a plăcut deloc Vivi arbitrajul și Andrei arbitrajul lui Ișvan Covaș aseară. Un Ișvan Covaș care nu e în formă, n-ai cum să nu vezi penalti acolo clar la Tavi Popescu. Tavi. Înțeleg, și în general o manieră se vede că e apăsat de ce s-a întâmplat în Champions League. Nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut deloc cum a arbitrat Ișvan. Da, n-ai ceva mare să-i reproșezi, dar maniera a fost una ezitantă. Așa mi s-a părut Ișvan Covaș. Arogant. Da. Da, da. Prin prestanța lui a asigurat liniște unui meci extrem de important. Da. Contează foarte mult cine e la centru pentru jucători, la modul cum reacționează jucătorii. Da, ia să vedem ce zice să vedem ce zice comunicatul jandarmeriei de pe fanatic.ro. Jandarmeria a intervenit, hai să vedem dacă îl găsesc, da. Da. Da, în legătură cu meciul de fotbal dintre echipele CSA Steaua București și FC Dinamo 1948, Direcția Generală de Jandarmi a municipiului București face următoarele precizări. În jurul orei 12:30, în zona stadionului Steaua, un grup de 10-15 suporteri a echipei CSA Steaua a intrat în conflict cu un grup de aproximativ 40 de suporteri dinamoviști veniți pentru amenajarea coreografiei la stadion. Jandarmii prezenți în zona stadionului au intervenit prompt și au reușit să stopeze incidentul. În urma incidentului, mai multe persoane au fost identificate, reținute și conduse la secțiile de poliție pentru luarea măsurilor legale. De asemenea, asupra acestora au fost găsite mai multe materiale pirotehnice ilegale, spun cei de la jandarmerie. Da. O provocare. Da, deci au început bine, da. A început bine derbiul. Asta știi ce se va întâmpla? Știrea asta se va duce în multe părți și multă lume nu o să mai vină. Probabil. Știi cum e? Când ai atâta minte ai, până la urmă, asta e viața. Andrei, mulțumesc. Mulțumesc, Vivi. Mulțumesc mult... Roberniță, mulțumesc Bănel Nicoliță, mulțumesc băieților din regie, mulțumesc echipei mele coordonate de Adi Barna, lui Silviu Ghering și tuturor băieților care ne ajută și de la site. Emisiune interesantă, multe, multe informații și nu uitați, duceți-vă, dați fuga la centrele de difuzare ale presei că nu mai găsiți ultimul număr, cel mai nou număr, mai proaspăt al revistei Glossy Fanatic, 84 de pagini de excepție, da, mai puneți pe revistă focusați, 84 de pagini, repet, de excepție și un interviu premium eveniment cu Adrian Ilie, Cobra Kai, un titlu extrem de inspirat pe prima pagină și multe alte lucruri interesante, repet, în 84 de pagini de revistă cum n-ați mai văzut pe piață, ceva cu totul și cu totul excepțional. Mulțumim, mâine la 10:30 vă așteaptă Ioana Cosma, emisiunea de mâine va fi centrată pe Steaua Dinamo în primul și în primul rând și v-am zis, din ce știu, multe surprize și mulți invitați tari la emisiunea prezentată mâine la Fanatic Superliga, prezentată mâine de colega mea, Ioana Cosma, așa că vă invit să nu ratați, va fi o emisiune eveniment. Ne oprim aici, puteți să ne găsiți de luni până vineri de la 10:30 pe canalul de YouTube fanatic.ro, suntem în direct pe canalul de YouTube fanatic.ro, pe pagina de Facebook Horia Ivanovici Oficial, dar și de câteva zile suntem live pe site-ul fanatic.ro, site-ul exclusivităților din sport și nu numai, calitate ireproșabilă, intrați pe site și se deschide fereastra, pur și simplu urmăriți emisiunea unde vreți, relaxați la o cafea și vă bucurați de exclusivitățile marca Fanatic. Toate cele bune, săptămână frumoasă, bineînțeles, alături de Fanatic Superliga și de site-ul fanatic.ro. La revedere! Acest program v-a fost oferit de Superbet.